doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Dărmănești. Am să-l rog pe domnul președinte, înainte de a supune la vot ordinea de zi, să dea cuvântul celor două persoane care au solicitat să fie prezente astăzi în ședința de Consiliu Local și, sigur, să-și prezinte punctele de vedere pe care le au. Domnul președinte, vă rog. Da, bună ziua, vă zic și eu și bine ați venit la lucrările ședinței ordinare din data de 29.01.2020. Avem o ordine de zi care cuprinde 24 de puncte. Înainte de aprobarea ordinii de zi, rog invitații să spună punctul de vedere. Domnul Șerbu, vă rog. Bună ziua! Vreau să discut despre taxa de salubritate la persoane juridice. Am participat anul trecut și la consultări. Am făcut întâmpinare la după hotărârea Consiliului Local. Am crezut că s-a rezolvat. Am primit înștiințare prin birou de executări civile. Și aș vrea să citesc un pic din solicitarea care am făcut-o noi, la care am primit răspuns din partea primăriei, referitoare la taxa de salubritate de anul trecut. La toate problemele, adică la majoritatea problemelor ridicate de noi, justificarea a fost că așa a fost dată hotărârea Consiliului Local. Dacă se ia în continuare la fel și nu avem alte variante, trebuie să putem ne lăsăm de activitate, ori să ne judecăm, să facem altceva. Suntem doar două persoane aici, probabil și ceilalți sunt mulțumiți de taxa de salubritate sau au avut alte probleme. Testarea noastră a fost făcută pe puncte, care rău că n-am putut o aduc mai repede ca să vedeți despre ce e vorba. Să vă spun pe scurt. La punctul 1 am participat la consultarea organizată înaintea ședinței Consiliului Local și am solicitat plata taxă de salubrizare în funcție de cantitatea de deșeu produsă. Așa a fost promisiunea că din iulie anul trecut, mașina de gunoi, vine cineva de partea primăriei și cântăresc containerele cu gunoi de la persoanele juridice. Răspunsul primăriei a fost că pentru taxa specială de salubritate pentru persoanele non-casnice, aceasta a fost impusă în conformitate cu hotărârea Consiliului Local 23 și cu declarațiile de impunere depuse de către dumneavoastră la sediul orașului Dărmănești. Deci, ce am înțeles până acum, hotărârea Consiliului Local a fost respectată. Punctul 2 din cererea noastră. După publicarea HCL 23 din 28, conform articolului 33 din Regulamentul de Instituire și Administrare, am depus două cereri, 26 a 3-a, pentru plata taxei în funcție de cantitatea de deșeu produsă. Cererile le-am depus către Consiliul Local, pentru că așa era specificat în hotărâre. Nu am primit niciun răspuns. Răspunsul primăriei, punctul 2 al adresei, se va duce la cunoștință că societatea El Comisar SRCI și Edu Valeria nu se încadrează în lista societăților ce pot beneficia de scutiri conform articolului 45 din legea 227 din 2015. Deci, se respectă și ea. Punctul 3. Nu, dar asta ați cerut scutirea acolo, de la noi. Ați cerut scutirea, nu. E un caz special. În mintea noastră, în mintea mea, aparatul tehnic al primăriei face bugetul, face defalcă pe în casă speculeți. Bugetul respectiv se aduce la Consiliul Local sau la consultare întâi și după aceea la Consiliul Local, se discută și este o formă finală. După care se întoarce din nou la aparatul tehnic al primăriei, care trebuie să pună în aplicare. Probabil în hotărârea Consiliului Local nu se pot prevedea toate condițiile care apar. Și noi suntem o condiție. Adică avem o societate atipică.
Și am specificat și la consultare, am specificat și când am depus declarațiile. Societatea Econsat Cer are doi salariați, șerful Valentin și șerful Valeria, de soția. Și facem, avem o firmă foarte mare, noi doi, facem prelucrare fructe în special cărtină. Adică în special, exclusiv cărtină. Și eu am făcut anul trecut 300 de kilograme de prelucrare. Dar ca să fim în regulă, să fim, să respectăm legea, avem toate aprobările, de la mediu, de la DSV, suntem toate la zi. Cu excepția gunoiului. Dacă prelucrez 300 de kilograme de cărtină, nu pot să fac 3 tone de gunoi. Pentru că suntem taxați pe lună, eu și soția, cu 75 de lei taxă de gunoi. În declarația care am depus-o, soția mea are o altă firmă, Ișer cu Valeria, prin care s-a făcut plantația de cărtină. Pentru că așa a fost la momentul respectiv, ca să luăm fonduri europene jumătate, 50%, e făcut pe ei. Conform hotărârii Consiliului Local, dacă o firmă nu are niciun salariat, plătește un salariat la taxă de salubritate. Asta înseamnă că soția mea, pe ei șeful, plătește lunar 50 de lei deșeu taxă de gunoi. Deci deja avem 125 de lei pe lună, noi doi facem gunoi aici. Am specificat și atunci. Mai avem sediul de consacului, sediul social în Comănești. Avem 40 de lei pe lună, conform hotărârii Consiliului Local de Comănești, plătim și acolo. Avem două apartamente Comănești, șerful Valentin, șerful Valeria, plătim și acolo lună. Avem casă în Dărmănești, plătim și aici. Se adună o sumă foarte mare și convenientul nostru că nu producem gunoi. Am zis, deci, din cărtină, noi atâta știm să facem. Presăm la rece și iese un suc, ce rămâne după suc, îl uscăm în deshidrator, facem un ceai, ceaiul respectiv îl măcinăm și facem o pulbere și vindem. Că de-aia am făcut plantația. Deci noi nu producem gunoi. Și propunerea noastră? Propunerea noastră a fost să plătim când producem. Am dat exemplu în scrisoarea care am pus-o, am dat exemplu Măinestului, care plătește pentru fiecare salariat la firme, plătește un taxă de gunoi de 10 lei. Am dat exemplu Bacăului, care plătește, au plătit în 2019 12 lei. Dacă era așa ceva și la noi, să zicem că nu vă deranjam, dar de la 10 lei la 75 de lei. În hotărârea Consiliului Local, de exemplu, s-a ajuns să se dea un tabel care e nici matematic, nici, n-are nicio logică. Dar că vreți să discutăm pe el, o să discutăm când doriți. Deci este un tabel cu coeficienți care e făcut pe genul, să zicem. Eu, dacă îmi permiteți o mică paranteză, am trecut 2019, tot anul 2019, de la persoanele juridice s-au strâns 375 de tone de deșeu. De la firmă. 375. Și ca să putem achita 375 de tone, am fi avut nevoie de 200.000 de lei, la prețul cât e, da? Și vreau să vă spun că s-au produs 375 de tone și s-au plătit, s-au strâns bani din taxa de care spuneți dumneavoastră pentru 300 de tone. 75 de tone de la persoanele juridice au fost plătiți de ceilalți cetățeni din Dărmănești, pentru că nu am reușit prin taxa pe care noi am pus-o anul trecut să acoperim integral gunoiul produs de firme. Deci, asta este realitatea. Deci, 375 de tone s-au ridicat în cursul anului trecut de la persoane juridice și 1114 de la persoane fizice. Ca să înțelegeți, anul trecut, oamenii, cetățenii, persoanele fizice din Dărmănești au plătit în contul firmelor 75 de tone și nu e corect. Adică, eu vă înțeleg, vă înțeleg punctul de vedere. Absolut corect. Noi am spus în felul următor. Să știți că agenții economici cu care am discutat, mare parte au înțeles situația. Facem eforturi să trecem, că asta discutam și cu colegii în comisii, să trecem la acea propunere noastră
de a plăti pentru cât produci fiecare firmă. Suntem într-un stadiu destul de avansat. Sunt câteva aspecte care nu țin neapărat de noi, ci de anumite sisteme, și vorbesc aici de Registrul Agricol Național și așa mai departe, care e în implementare. Cum implementăm aceste măsuri? Trebuie să găsim o soluție ca atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice să aibă niște recipienți cu niște coduri de bară și de fiecare dată când se ridică acele recipiente să fie prinsă. Asta este ținta. Asta este ținta. Înțelegeți? Deci asta este ținta. Deci la momentul, la momentul discuției noastre, eu vă spun că anul trecut s-au strâns 375 de tone de la persoane juridice și au fost, din banii pe care i-am strâns noi de la persoane juridice, au acoperit doar 300 de tone. Nu înțeleg. Da? Ce facem noi? Deci noi, dacă la plantația de pepene, ce se face? Nu, cred că putem completa în, în acel tabel că avem pe ordinea de zi și cazuri excepționale. Dacă, eu știu, sunt cazuri de genul în care, domnule, nu, dumneavoastră spuneți că nu se produce cu noi deloc, deși nu se pare. Eu aș fi bucuros să produc câte o tonă pe zi și să plătesc ca cu noi, că înseamnă că am și produs ceva. Deci noi avem, noi avem aici alte persoane juridice asimilabile la poziția 10 în tabelul respectiv. Și noi am spus 50 de lei pe lună. Deci nu știu, 50 de lei pe lună. Deci 50 de lei pe lună înseamnă la un cost de 600, de 610 lei tona, cam aici e, înseamnă cât 8 kg pe lună. Dar nu înțeleg, dar de unde se zile taua? De unde se le fac? Ce să fac? Nu, da. Părerea mea este că dacă, dacă sunt, totuși, sunt firme care produc curent cu gunoi, căci sau nu așa. Sunt firme care nu produc, sau produc mai puțin. Este clar, vă rog frumos. Nu m-am ascultat. Sunt convins, în cazul ăsta, sunt firme care își produc, își plătesc gunoi. Dar probabil plătesc mai multe decât. Adică, probabil, au doi angajați. Au, dar, sau un angajat, dar produc deci mai mult, mai mult. Da, una din condițiile deci, pe, care, pe care noi le-am nu, mă gândeam, stabilite împreună cu Adisu și cu cei, cu Rompresu și cu toți cei care... Ne-am spus în felul următor, doamne, orice firmă care și-a autorizație de funcționare trebuie să plătească gunoi. Gândiți-vă că sunt oameni, persoane fizice, care au case și nu locuiesc acolo, au două locuințe, așa cum spuneați dumneavoastră. Ați văzut că și Comăneștiul aplică același principiu. Aveți locuință în Comănești, nu locuiți acolo, da, așa am înțeles, și sunteți obligați să plătiți gunoi. Pentru că se spune că o dată pe an sau de două ori mergeți, faceți acolo, eu știu ce activități faceți dumneavoastră și gunoiul se plătește. Vă dau un exemplu. În cursul lunilor iulie, august, septembrie, când foarte mulți dărmăneșteni vin acasă de unde vin, a crescut cantitatea de gunoi cu 30-40%. Acești oameni sunt plecați din țară, vin odată pe an când vin acasă, fac diverse lucrări, cantitatea de gunoi în lunile respective, 30-40%. Dacă aceste case n-ar fi impuse, de unde am achitat noi cantitatea aia în plus? Ar trebui cei care suntem aici și care locuim să suportăm un cost mai mare să putem acoperi. Dacă astăzi noi aveam situația, avem situația pe anul trecut și spuneam, da, domnule, noi am produs 375 de tone și am încasat banii pentru alea 375, sau încasat mai mult, nu aveam niciun fel, dar noi suntem în deficit. Repet, 75 de tone, a trebuit să luăm banii din bugetul local, să-i punem la persoanele juridice ca să putem să acoperim suma respectivă. Deci eu vă înțeleg, poate e un caz special la dumneavoastră, nu neg, nu spun că nu... Eu la fel de bine ca să plătesc. Nu avem cazuri. Dacă aveți cazuri, spuneți-ne, că poate, na, poate nu știu. Da, deci... Așa, nu se reciclează nimic. Deci, prima, am dat de o adresă a domnului, scandată de domnul primar de Spiridon, în care eram obligat să predau cu noi selectar pentru ca să se ajungă la 15% coeficient de reciclare. Vă dați seama că suntem astăzi și n-am ajuns ca la 15% care trebuiau făcut atunci. Deci vreau să vă spun că pentru 2020 ținta este de jumătate, 50%. Și pentru fiecare tonă nereciclată trebuie să plătim 80 de lei în plus, este o sancțiune de la un european. Deci cu cât noi
lungim perioada asta de, de reciclare, cu atât ne costă mai mult. Ce facem noi? Pentru că eu, dacă, ca persoană fizică, eu dacă pun un, un plastic deoparte acum, da, efectiv, îl pun în, în tonelonul de plastic, când îl am plin, îl iau și îl duc la eco. Nu, nu trebuie să faceți așa. Deci, agentul care ridică gunoiul reciclat de pe raza orașului Dărmești este Romprest. Da. Oricând aveți dumneavoastră, ei au niște zile când vin și reciclează, putem să vă dăm datele, un simplu telefon l-a sunat și a spus, domnule, am atâta plastic, atâta, orice, agent economic. Da, avem primare, avem primare la locul, când toate trei consignele s-au așteptat în aceeași mașină. Da. Domnule, eu vă spun că, în cel puțin în relațiile noastre contractuale cu ei, sunt obligat să vină să ne ridice separat. Eu înțeleg că nu fac asta și de-aia avem la nivel de județ Bacău și procentul foarte mic de reciclat. E, nu știu, 5-6% față de... De la da, de... situația cu s-a ajuns anul trecut. Deci, noi am primit somatică, da, care filică și le-am amintat pentru că... 600 de lei am văzut că aveți, exact 50 de lei, da? 50 de lei pe lună. Și a primit și ce aici, legat de, de cele două firme pe care le aveți. Dumneavoastră puteți, nu știu, ați luat autorizație de funcționare pe ambele, cred că nu? Da, da. Cred că aici putem să avem o discuție și să spunem, domnule, ei șerbu și cu e aceeași, are același acționariat, da? Sunt în același spațiu. Deci există, există acea declarație rectificativă pe care dumneavoastră o puteți depune și putem înțelege dacă sunt două firme în sediul respectiv și acționari sunt, sunt soț-soție, cred că se poate înțelege. Da, pe cheia care am da. Avut, am specificat. Șerbul Valire este salariat la El Consac. Nu mai impune. Nu a impus-o. Dar altcineva a făcut executarea silică. Nu, acolo dumneavoastră nu apare niciun angajat acolo, ci da. Este taxa, dumneavoastră v-au încadrat colegii de la impozite la tabelul ăla unde nu are niciun fel de angajat firma. Acolo cred că va. Și aveți 50 de lei pe, nu? Pe aia, da. 50 de lei pe lună. Acolo. Nu e scris. Nu. Că omul a reținut. Că nu da. Poate să scrie. Dar după el a mai venit cineva care a făcut executarea silită. Deci pe decizia de impunere e zero. Dar pe executarea silită e 50 de lei pe lună. Deci cu siguranță e 50 de lei pe lună, că n-are cum. Deci 50 de lei, că eu mă uit aici. Eu mă uit la, am cerut hârtiile și văd exact. Ișerbu are 600 de lei. Ișerbu are 600 de lei bani. Da. Deci rămâne să discutăm situația concretă a dumneavoastră. Din cele două firme, una cu siguranță trebuie să plătească fără niciun fel de, de scuză, pentru că, repet... Rugămintea da. Către Consiliul Local, către dumneavoastră, către aparatul tehnic. Pentru mulțimea de firme care sunt, pentru cele care sunt atipice, puneți-le... Deci noi avem aici, în tabelul respectiv, și o să facem, când ajungem la momentul ăsta, o să facem o mențiune la poziția 10. Noi avem alte persoane juridice asimilabile. Și să vedem cum stabilim colegii, ce... Deci am, am ajuns, am da. Suntem onorați că suntem încadrați la producție, la 784 de lei pe lună. În care ei șerbă are plantația de cretină, ei pădurești are plantația de apine. Da, aici a fost și un defect de proiect, că nu putea să vă oblige să face și societate și fe. Adică putea să merge doar cu societatea și plătea... Nu. Nu. Deci ca o persoană, ca oricine care are... statul ne scutește până la un hectar de arbuști, nu plătim impozit. Așa s-a hotărât. Dar plătim taxele astea la ei. Deci acolo la ei este un salariat. Care e salariat și dincolo. Deci lucrează două ore după amiază. Da? Nu știu, și o analizăm și vedem ce soluție găsim cu colegii, da? De la 50 de lei să, nu știu, să mai scădem în situația care să fie. Domnul consilier, da. Poate face, vă rog. Lăsăm o întrebare. Înainte de 2019, când primăria a preluat intermedierea asta între societate și Romprest, așa, da. Înainte de 2019, cum... Ce contract aveați cu Romprestul? Aveați contract direct. N-am avut contract cu Romprestul, pentru că nu produceam gunoi. Ca și acum, Romprestul mă sună să-i dau gunoi. Ce gunoi să-ți dau? Îi deschid poarta și să ia gunoi. Deci, puteam să discutăm altfel. Știam de la dumneavoastră că se vor face centrale pe, da. Pe deșeuri, pe deșeuri vegetale. Era foarte bine, aveam să vă dau cu era în regulă. Puteam cu Romprestul să zic, de banii ăștia vii și
ce nu am vii cu mașină, cu ei bani și ei. Și iau, dacă îi chemați, nu au costă. Dacă îi plătesc. Da, dacă costă foarte. Deci în afară de asta, să-i plătesc să ia ăla ca să-i facă compost, să mă duc să ia din nedema. S-a stabilit agenția de mediu, dacă firmele care vor solicita, de exemplu, autorizația de la mediu, obligatorie trebuie să aibă contract cu un operator de gunoi. Indiferent că produce un proces gunoi, ei vin și spun că acel gunoi pe care dumneavoastră, eu și alții colegi, nu-l plătesc acolo, îl aruncă pe luncă. Pentru că noi avem pe spațiile verzi, avem cantități de gunoi mari aruncate în acolo. Ne-a dat acordul nouă, ne-am cumpărat două tocătoare, tocăm, facem compost noi. Aici puteți justifica, da, puteți justifica, da, puteți justifica. Da, am zis că era o variantă, deci să dăm ceva. Că mai dorește și domnul Balaș, dacă am. Apropo de persoane... Non-caznice. În raportul de specialitate a primarului, care s-a făcut și l-avem în mapă, la articolul 33 spune așa, Consiliul Local Dărmănești poate acorda scutiri sau reduceri la plata taxei speciale de salubrizare, conform prevederilor actelor normative fiscale în vigoare. Deci există o soluție, a făcut două solicitări către dumneavoastră, către Consiliul Local, la care n-am primit răspuns. Nu. Așa? Deci eu știu că am rugat, am discutat și colegii au trimis, eu știu că colegii v-au trimis răspuns și ați citit dumneavoastră acolo că nu vă încadrați, da? De exemplu, în categoria scutiri sau reduceri. Acolo mi-ați răspuns dumneavoastră. Consiliul Local, la care am făcut solicitări, nu mi-a răspuns. Consiliul Local. Au răspuns colegii din aparat de specialitate. Vreau să vă spun că aici se pot acorda scutiri sau reduceri la persoanele juridice care au anumite activități specifice. De exemplu, activități non-profit, dar cum este centrul de zi a doamnei Sânzian, unde acolo îngrijește copii cu probleme de, eu știu, sociale. De diverse, probleme sociale. Genul ăsta, da? Deci ONG-uri care desfășoară activități non-profit, ele vin, eu știu, strâng bani din donații din 2% și așa mai departe și desfășoară o activitate pentru, în special socială, pentru copii, copii cu probleme și acolo Consiliul Local poate să, dar în condițiile în care firma are profit, înregistrează profit în fiecare an, nu pot să scutesc pentru că în situația noastră noi ar trebui să facem o, eu știu, o discrepanță. Avem încă 120 de firme care poate au sau n-au profit, dar ele sunt producătoare, da? Și alea le pun să plătească și pe cealaltă nu. Nu, eu v-am spus, la poziția 10, de vedem că căutăm o soluție. De zero am plătit tot timpul. Da. Dar dacă continuăm în stilul ăsta, nu e regulă. Da, nu știu. Vom vedea ce soluții, dar cert este că... În vederea Consiliului Local, ca să vedeți, tabelul care s-a dat, o farmacie are 50 de lei. Exact ca și dumneavoastră. Exact ca și dumneavoastră. Farmacia are exact ca și dumneavoastră. Păi stați un pic, că la noi era zero salariat, și farmaciile mai mult, nu? O să vedeți că și farmaciile au venit și au justificat, dacă vă ajuns aminte, anul trecut. Am avut o discuție aici, că ei fac, ei au contracte, de ce am făcut asta? Că ei au contracte cu alți operatori pentru acele medicamente și așa mai departe. Au niște contracte speciale și au spus, domnule, uitați, hârtia noi avem contract, o dăm în altă parte. N-au deșeu menajer. Deșeurile alea, vorbind de deșeu menajer, deșeurile alea speciale ce au ei, au contract cu firmă specializată și au spus că calitatea de deșeu este foarte mică. De aia s-au încadrat și ei la 50 de lei și n-au mai ținut cont de numărul de angajat. Hârtia, plasticul, duc și îl predau personal. Eu zic în felul următor. Dumneavoastră faceți niște contracte pentru deșeu reciclabil. Reciclabil, ce aveți, ce spuneți acolo și le aduceți la noi. Noi încercăm aici să discutăm, să vedem la categoria alte... alte societăți, asimilabile. Sau... Să găsim o soluție, dar cu siguranță va trebui să plătiți ceva. Poate nu plătiți 50, dar cu siguranță ceva trebuie plătit. Pentru că, repet, aveți dumneavoastră autorizație de funcționare și fiecare trebuie să contribuie cu ceva. Dacă, repet, dacă nu aveam cantitatea asta de gunoi și se încasa suma și nu avem niciun fel de probleme, dar noi suntem acum pe deficit. Putem înțelege, una din firmele alea a venit, depuneți rectificativă, domnule, nu produce cealaltă, dar ceva trebuie să contribuiți acolo, pentru că nu avem justificare, altfel, de unde e gunoiul ăsta?
Deci dumneavoastră nu scoateți, ceilalți 100 nu scot și noi avem 375 de tone de la firme. Eu cât scot, atât plătesc. Ați văzut, repet? Repet? Și înainte de a face o prevedere Consiliului Local, dacă să plătim taxă culturală, da, am plătit. Da. Tot timpul am fost pe lista conturilor. Dar deci, acum, vă înțeleg. Dacă plătesc eu 300 de lei activități culturale, soția 200 de lei, asta nu se întâmplă. Am întrebat și câțiva dintre consilieri, da, dintre ce ar fi ca de mâine să plătească și consilierii ca să susțină un pic primăria, nu? Ai idee foarte bună. Da. Ar fi idee foarte bună. Toată lumea să fie de acolo. Și salariații primării la fel. Deci, căutăm să vedem niște soluții, pentru că comunitatea este cea care trebuie să-și sprijine toate proiectele. În momentul când am fost solicitat și mi s-a pus un proiect și a zis, mă, avem nevoie de sponsor. Și asta i-a spus cum. Eu vă mulțumesc. Știu că ați fost alături, dar trebuie să găsim și alte soluții. Când îmi vine executare silită, da, să știți că sunt, de exemplu, și la persoane de asta noi facem eforturi pentru a găsi soluția de a trece pe candidate. Sunt persoane fizice, o singură persoană, care are poate și 80 de ani și care n-are niciun venit și este obligată să plătească cât are 11. Astăzi a venit la audiență o persoană de 85 de ani, care n-avea niciun fel de venit, n-avea niciun fel de venit, și ea trebuie și ea să plătească 100 de lei pe ea. 11 lei pe persoană, deci nu e mult. 11 lei. O să fie 25 de lei, nu-i mult. Dar mi-ar conveni să nu reciclez, așa și ăla de 80 de ani. Mi-ar conveni să-l pună tot grămadă. Problema e cum reciclăm. Aici e aici. În rest, așa ca tarif 3, nu se simte. Dau 5 lei, nu e nicio problemă. Dar nu reciclez, pentru că suntem exact cum am fost acum 10 ani, sau mai mult. Faptul că la nivel național nu s-au luat niște măsuri foarte serioase vis-a-vis de reciclare, ați văzut Comisia Europeană ne-a sancționat și de anul ăsta 80 de lei în plus. Da, într-o zi o să fim forțați cu toți, da, să reciclăm. Da, dar nu-i sancționat primăria și luăm prietul. Sancționat cetățeanul. Și atunci, cum vreți să luăm noi măsuri? Păi cetățeanul, da. Am înțeles. Deci, v-am spus, căutăm niște soluții, vedem dacă de comun acord găsim, cum are drag, pentru că, sincer, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Domnule, plătesc exact pentru că arunc, da? Deci mi se pare normal. Eu cred că nu va trece foarte mult timp și vom avea soluțiile alea implementate și atunci aveți containerul dumneavoastră acolo în față, aveți un cod de bară, câte containere ați dat la operator, atâta plătit și nu are nimeni ce practic ce comentat. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Și numai. Domnul Desa, da, da. Pentru mine toate sunt de limbele, ceea ce vreau domnul Cervu. Se pare că Consiliul Local cel incriminat de domnul Șerbu, pe bună dreptate, a fost un pic ocolit, pentru că avea desprezitatea primarului, nu reprezintă Consiliul Local, cel care a răspuns domnului Șerbu. Iar noi suntem puși aici, în Consiliul ăsta, și trimis de populația noastră Sărmănești, să le soluționăm aceste situații. Și eu sunt convins că în situația domnului Șerbu mai sunt și alții, pentru că nu poate fi pus pe același palier o societate care are un muncitor și lucrează în construcție, o societate gen Birotica, tot din Dărmănești, care are un singur salariat, sau domnul Șerbu, care cu o plantație de cătile are un singur salariat. Noi trebuie să cântărim foarte bine, inclusiv oratul de societatea primarului, cum vom proceda cu aceste societăți, care vor la dumneavoastră, riscăm să le pierdem. Să se închidă și deci, muncitorul ăla care muncește să nu mai aibă domnul Consiliu. S-a luat în calcul, în analiză, când s-a stabilit modelul ăsta, omul, angajatul. Angajatul ăla produce pe zi o cantitate de gunoi. De-aia s-a luat. Nu că ăla are farmacie sau ăla are nu știu ce. Deci, înțelegeți? Deci s-a luat în calcul angajatul. Și sunt niște standarde care spun foarte clar că un cetățean, un angajat, un ce vreți dumneavoastră, produce o anumită cantitate de gunoi zi. Și atunci am mulțit cu 20 de zile. Am 50 de lei de salariat. Mâine care 10 lei, eu vă spun că nu are mâine și 10 lei, vă rog să vă documentați. Este 10 lei pe persoană fizică, poate. Pe persoană fizică. Pe salariat. Pe salariat. Eu am să o verific, nu știu. Mă uit să verific pentru că... Domnul, când ar fi de la soluția care am verificat și în decizii, nu? Să ajungem la rupele. Și lasă să atunci la dispărătoare. Are dreptate și nu. Bine, de toată lumea. Și eu, poate nu dau atât acum. Sunt mulți care nu. Dacă s-ar cântări la guvernă, domnul nu ar mai avea problemele astea. Eu știu. Și de asta v-am și spus că anul trecut oamenii din Dărmănești, persoanele fizice, au plătit 75 de tone pentru firme. E corect? Păi nu e corect nici asta, dar dacă revenim așa, va părea normal? Ok, noi am înțeles, vedem. Da, când ajungem la vedea respectiv, și eu sunt convins că sunt firme în Dărmănești.
Dacă domnul vrea să investească în Dărmănești... Aveți documentul justificativ? Dacă l-aveți, să-l lăsați la noi ca să nu vă fie. Vă rog următoarea persoană dacă aveți... Da, nu știu, dacă domnul vreau să-l lăsați. Da, aceeași treabă, da. Da, trebuie să nu mă... Eu mă grebesc de să ajung la Bacău, trebuie să fie. Deci aceeași problemă. A, aceeași problemă. Tot la fel, niciun salariat pe EII și nu producem gunoi. A, vă mulțumesc. Domnul Șerbu, mulțumesc. Și activitatea rămâneți. E o plantație de... Plantație de aur. De aur. La fel, dar... Ce suprafață aveți la asta? Aur, 75. 7.500 de euro. Oamenii au investit, domnule. 7.500 de euro. Vă mulțumesc de ordinea de zi. Pătra, nici da. Vă rog să ajutăm să ajungem în... Da, le mulțumim invitație. O să trecem pe ordinea de zi. Ordinea de zi a suferit o modificare. Propun spre aprobare noua ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Abține? Vă rog frumos. Cu 17 voturi pentru, noua ordine de zi a fost adoptată. Punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23.12.2019. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Nu, nu. Domnul Tiurciucă, vă rog. Domnul Tiurciucă. Deci, în procesul verbal de care s-a încheiat, acolo am văzut de problema care a ridicat o ședință atunci. În loc la probel acolo, vedem... Nu. La numai... Da, acolo spune că dăm apa la pubelă. Eu nu înțeleg că acolo i-am spus de gunoi ca să-l plătim la pubelă, nu? O fi greșeală, o are de... Hai să vedem. Greșeală, materială, spune. Nu știu. Eu am ridicat problema pentru... Da, și dăm apa. Acum ar fi mare problemă și cu apa, așa să putem da la pubelă. Atât da, vrea să da, vă mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate? În unanimitate, proiectul de procesul verbal din data 23 a fost adoptat. Punctul numărul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 31.12.2019. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 17 voturi a fost adoptat și proiectul de și procesul verbal din data de 31 decembrie 2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor ANL situate în orașul Dărmănești, județul Bacău, a fost avizat de către Comisia Juridică, inițiator domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Da, este vorba de locuințele din blocurile ANL. Sigur că, după cum bine știți, în fiecare lună, când apar modificări, mișcări, plecări de, eu știu, de persoane din apartamentele respective, de nici supunem la vot următoarele persoane care se încadrează conform regulamentului pe care l-avem aprobat. Sigur că și în ședința de astăzi avem o listă de priorități pentru repartiții. S-a făcut analizate către Comisia de Specialitate și având în vedere faptul că sunt două locuințe libere la acest moment, am sigur Comisia a și făcut propuneri pentru prioritizarea persoanelor care au solicitat. Deci la primul punct avem o persoană, o familie care se încadrează, sigur, care are dosar, care a solicitat și se încadrează în legislația care reglementează acest lucru. Vă mulțumim, domnule primar. Dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor ANL a fost adoptat. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind schimbul unei locuințe construite prin Agenția Națională de Locuințe, situate în orașul Dărmănești, județul Bacău. A fost avizat acest proiect de hotărâre de Comisia Juridică, inițiator domnul primar al orașului Dărmănești, domnul primar, dacă doriți. Și în cadrul, sau în cazul mai bine, acestui proiect de hotărâre, o familie care locuia la ANL într-o garsonieră,
eliberându-se un apartament, a solicitat schimbarea locuinței din garsonieră în apartament, motivat de faptul că familia s-a mărit și sigur că și în acest caz s-a făcut verificarea dosarului, se încadrează, familia solicită trecerea de la garsonieră la apartament cu două camere. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind schimbul unei locuințe construite de ANV a fost adoptat. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională de Locuințe, situate în orașul Dărmănești, județul Bacău. A fost avizat acest proiect de hotărâre de Comisia Juridică, inițiator pentru primar al orașului Dărmănești. Dacă în primă fază am vorbit de lista de priorități și de schimb, sigur că prin acest proiect de hotărâre propunem și repartizarea celor două locuințe. Familia care a solicitat schimb va primi în urma aprobării acestei hotărâri un apartament, iar cealaltă care a solicitat garsonieră va prelua garsoniera care s-a eliberat de la această parte. Vă mulțumim, domnule primar. Dacă sunt întrebări, dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 17 voturi pentru și proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor construite prin ANL a fost adoptat. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind alocarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități non-profit de interes local pentru anul 2020. A fost avizată către Comisia Juridică, Buget, Finanțe și Urbanism. Inițiator, primarul orașului Dărmănești. Domnule primar. În 2018 noi am aprobat, printr-o hotărâre de Consiliu, regulamentul privind alocarea finanțărilor nerambursabile. Sigur că acest proiect de hotărâre pe care îl aveți astăzi spre analiză vine cumva să modifice, să updateze acest regulament vis-a-vis de noua legislație și mai mult decât atât, propunem la articolul 2 și creșterea limitelor maxime vis-a-vis de aceste alocări. Valoarea minimă finanțată, am spus noi, pentru o solicitare 3.000 de lei și valoarea maximă ce poate fi finanțată de către Consiliul Local 120.000 de lei. În rest, regulamentul este inspirat din legea 350, procedură, organizare și funcționarea comisiilor de evaluare, evaluarea selectării proiectelor și așa mai departe. Sigur că acest regulament trebuia să-l avem updatat la 2020 ca să poată, sigur, să producă și efecte în cazul în care avem solicitări. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări, domnul Vesta, vă rog. În hotărârea veche, în aia din 2018, era numai 50.000 de lei. Deci noi, în hotărârea din 2018, era hotărâre dată pentru anul 2018. Deci el se referea la 2018. Acea hotărâre nu putea să aplice, poate să fie aplicată și în 2020 și avea efecte doar în 2020. Da, atunci era limita superioară, era 50.000 de lei în 2018. Acum am crescut limita și o să vedeți că avem o hotărâre care aprobă programul anual de finanțare și acolo avem și sport și culte și așa mai departe și de asta a crescut limita. Domnule Tăpărăt, ați ridicat Dani. Ar vrea acela să telefon când se repartizează fondul liman, de exemplu cum a fost pentru biserici, să nu va se răpune niciodată, nu s-a trăit cont. Dar și noi, nu trebuie de făcut. Avem proiectul european acum, acolo, cu cartea la cu fondul. Se face solicitarea din... Asta, da. Domnul Balaș, vă rog, vă mulțumim. La procedura de solicitare a finanțării, dacă se poate modifica, spune că documentația de solicitare se duce la sediul primăriei Cluj-Napoca. Am modificat-o deja. Am văzut și eu. Am și modificat-o. Da, da. Atent, mulțumim. Domnul Moise, vă rog. Pentru finanțări nerambursabile, aici avem valoarea maximă care poate fi finanțată, 120.000 de lei. Da. Și văd aici că doar la cultură avem 120.000. Nu mai pun și pe celelalte.
Păi, dumneavoastră ori n-ați citit bine, ori n-ați înțeles. 120.000 de lei, un proiect. Pentru un singur proiect. Pentru un singur proiect, suma maximă e de da? Așa, deci se putea da și la fotografie. Se putea da 100. Dacă acumulăm anul trecut cu anul ăsta, vă rugăm, dacă mai avea ceva, că se dacă nu mai sunt, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține, domnul Petruca și domnul Maicu. Deci, cu 15 voturi pentru și 2 abțineri, domnul Tiurtiucă și domnul Moise s-au abținut, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 7, proiect, vă rog. Tiurtiucă. Liniște, vă rog. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al orașului Dărmănești în condițiile legii numărul 350/2005 pentru anul 2020. A fost avizat de către Comisia Juridică Buget Finanțe. Inițiator, primarul orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rog. Dacă în hotărârea aprobată recent am vorbit de un regulament cum se vor da aceste finanțări, prezentul proiect propune un program anual de finanțări nerambursabile din bugetul local și facem noi trimitere la anexa 1 și vedeți că în anexa 1 alocăm pentru mai multe secțiuni finanțare, la sport 50.000 de lei, culte religioase 60.000, cultură 120.000, educație civică socială, protecția mediului 20.000 de lei. Deci bugetul la acest moment pentru legea 350 e în valoare de 250.000 de lei. Sigur că avem 2 sesiuni de depunere de solicitări. În funcție de cum încasăm, putem crește aceste solicitări. Putem, de exemplu, să facem reglaje între domeniile de finanțare. Dacă, de exemplu, la sport vom constata în decursul anului că vom avea nevoie mai mulți, fie alocăm resursă financiară mai mare, fie reglăm între domeniile de activitate. De exemplu, anul trecut la sport am avut în jur de 47.000 de lei, cam așa. Anul ăsta am mai avut o solicitare din partea Asociației de Badminton și proiectul pe 350 nu era eligibil pentru că în regulament noi avem anumite categorii de cheltuieli pe care le finanțăm, cheltuielile eligibile, cheltuielile neeligibile nu sunt finanțate și la Badminton sigur că s-a solicitat în prima etapă cheltuieli neeligibile, adică plata onorarului pentru instructor, pentru antrenor și nu era eligibil pe așa ceva. Dar în funcție de cum decurg lucrurile și ce solicitări avem, putem să majorăm programul anual de finanțare nerambursabile pe capitolele respective sau, așa cum am spus, să facem rectificări în funcție de domeniul de activitate și, sigur, ce proiect avem depus. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări, domnul Vesca, vă rog. Nemulțumitorul Iria Dumnezeu Rățaru. Când am vizit 100.000 la sport, e bine și 50. Era bine și mai mult, doamne vrește. Vreau să vă aduc ce rectificări. Vreau să vă aduc aminte că tot un profesor se ocupă și de echipa. Deci, dacă și eu din când în când am mai sunt premiat, adică omul totuși mai cel din timpul lui, transforma din timpul lui liber. Am avut o discuție cu Ionica și reușim să găsim soluția pe care am agreat-o. Așa. Educație civică și protecția mediului, 20.000 de lei. E foarte bine, e foarte bine, dar la educație civică, aici trebuie să venim cu amenzi, să știu la ce mă refer. Poate mergem prin niște programe de amenzi. Da. Vă mulțumim. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu mai sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 15 voturi pentru și 2 abțineri, domnul consilier Moise și domnul consilier Tiurtiucă s-au abținut. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind alocarea planul anual de finanțare de rambursabilă a fost adoptat. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice pe raza orașului Dărmănești pentru anul 2020.
Avizează Comisia Juridică, Buget, Finanțe și de Urbanism, inițiator domnul primar al orașului Dărmănești, domnul de primar. Da, sigur că în urma dezbaterilor pe care le-am avut vis-a-vis de taxa specială de salubrizare pentru persoane fizice, am propus acest proiect de hotărâre, în care la articolul 1 taxa specială este de 11 lei de persoană. În 2019 am avut 10 lei și 58. Dacă vorbim de corecție cu inflația, însemna să avem 11 lei și ceva, am rămas pe varianta de 11 lei de persoană. Vreau să fac și aici câteva precizări. În anul 2019 nu am reușit să acoperim integral cantitatea de gunoi produse de persoanele fizice prin încasarea taxei și datorită faptului că mai avem niște rămășițe de încasat, sunt persoane care nu și-au achitat. Cred că trebuie să mergem în continuare cu reducerea cantității de gunoi. Rog cetățenii să depună acea declarație pe proprie răspundere privind numărul persoanelor care trăiesc în locuința respectivă. Termenul este de 31 ianuarie și cei care vin după data de 31 s-ar putea să constate că s-au preluat datele de la SCLEP și să apară neconcordanțe. Deci rugămintea mea, cei care n-ați venit în regim de urgență, să veniți să completați acea declarație cu situația din familia dumneavoastră, fie sunt plecați din țară, fie sunt la școală, sunt, eu știu, poate decese în cursul anului 2019, în așa fel încât să fie impuse corect. Cei care au achitat până la acest moment și în luna decembrie, la recomandarea avisului, noi am propus 15 lei. Dacă sunt persoane care au achitat în perioada lunii ianuarie cu 15 lei, îi rog să vină să facă recapturare colegii mei de la Impozite și Taxe, pentru că pentru 2020 taxa este de 11 lei. La fel, cei care au plătit în cursul anului 2019 lunile integral, inclusiv lunile alea în care nu s-a ridicat gunoiul, să vină și să solicite la Serviciul Impozite și Taxe recalculare. Deci, pentru 2020, 11 lei taxa pe persoană, pentru persoanele fizice. Deci, da, și aici avem un amendament. Plata taxei de gunoi se face lunar, până la data de 31 a fiecărei luni, da? Iar cei care nu plătesc până la data respectivă, sigur că vor fi penalizați. Dar pot să și plătească în avans. Pot să plătească și în avans, fără niciun fel de probleme. Da? Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări... Domnul Moise. Domnul Cotfaz, vă rog. De ce este nevoie ca unul să mai depună încă o dată declarația aia pe proprie răspundere? Pentru că se modifică. Sunt modificări și fiecare... Atenție, în fiecare an. Nu. Stai să văd dacă am înțeles bine. Deci, indiferent dacă sunt modificări sau nu, fiecare persoană din Dărmănești trebuie să depună. Deci, atenție, cei care nu au modificări nu depun taxa, pentru că să prea faza din loc. Cei care au modificări în decursul anului, da? Deci cei care au depus și au același număr în 2020 ca în 2019, nu mai vin să depună, că au sistemul prea automat numărul ăla. Păi da, nu înțelegeam când prelua de la SCLEP. Cum? A spus că preia de la SCLEP. Deci, la SCLEP. Da. Noi avem toate adresele de buletin acolo, da? De exemplu, la familia X avem 7 persoane, da? 7 membri. Noi ne uităm în declarația omului. Dacă omul are 7 persoane, înseamnă că nu am intervenit modificări. Dacă în cursul anului 2019 sunt 2-3 persoane plecate din țară, obligatoriu trebuie să vină acum și să declare persoanele plecate și să aducă și un document. Ok, dar la persoanele care nu intervin modificări, deci a fost... Persoanele care nu intervin modificări, nu depun. Da? Deci preluăm baza ce a fost. Preluăm exact ce a fost. Dar, repet, e valabilă acea declarație pentru persoanele care au, în decursul anului, familie, în decursul anului, au suportat modificări. Da? Inclusiv copii. Cei care au plecat copiii la școală, trebuie reverințe de la școală. Ce când plecat în străinătate? Păi bine, s-a plecat în străinătate, reverințe de unde s-au? Nu am de verințe. Deci orice document care atestă că sunt plecați. Să justifice. Niciun alt deședet de acolo. Orice, un permis. Vă mulțumim. Doamna Michiseru. Da. 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 Da.
în 2019, în momentul în care un cetățean își achită datorie spre, spre primărie până la 31 martie, are beneficiază de un bon, să acolo niște reduceri. Bun. Anul trecut, dacă nu și-a achitat gunoiul pe tot anul, nu beneficia de acest bonus. Anul trecut, noi nu am avut majorări și penalități. Hai. În acest an, oamenii pot să-și plătească integral până pe 31 da. Și beneficiază de acea... Inclusiv gunoiul? Inclusiv gunoiul. Cei care nu-și plătesc gunoiul până pe 31 beneficiază în continuare de 10% pentru impozitul pe teren și casă, dar în acest an suportă penalități la gunoi. Anul trecut n-a fost. Deci anul ăsta, cei care nu-și plătesc gunoiul pot beneficia de reducerea de prevăzută în lege de 10%, dar, repet, dacă lunar n-a venit să-și achite gunoiul, sunt el penalizat. Va avea majorări penalități. Sunt penalizat. Da? Deci, da. Deci încă o dată, dumneavoastră ați spus foarte bine, încă o dată aș vrea să accentuiesc, pentru că zilele trecute în școală m-au întrebat niște colegi. Au plătit 15 lei de persoană pe lună și categoric ei, sumele lor vor fi recalculate. Recalculate imediat să vină, au fost foarte s-a aprobat hotărârea cu 11 da, lei. Da, 11 lei și negau că nu e adevărat și ca să clarificăm. Deci să vină fiecare da. Să facă. Da. Da. Vă mulțumim, domnul Moise, vă rog. Acum un an, mai exact în ianuarie 2019, în mai multe zone din Dărmărești am văzut înștiințări din partea primăriei, privată, peste zone, precum că se va ridica bunoiul, cetățenii vor plăti bunoiul în funcție de cât vor produce. Oamenii au luat de bună ceea ce vi s-a transmis și au constatat că, de fapt, au trebuit să plătească la persoane. M-au întrebat ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Da. Deci am spus pe comisii că, deocamdată, se lucrează la Registrul Agricol Național la acele aplicații și pe măsură ce acele aplicații, care nu țin de noi, da? Sunt niște aplicații la nivel național. Și în momentul în care ele vor fi implementate, vom avea acele coduri de bare pe pubele. A doua problemă, noi am mai solicitat încă 1300 de pubele de la Consiliul Județean prin avis, pe care încă nu le-am primit. Ni s-au promis, da, încă nu le-am primit. Așteptăm. Sigur că trebuia, dacă primeam acele pubele, le distribuiam imediat, sigur că le-am toate. Sunt la momentul ăsta, din cele 4.000 și ceva de locuințe, sunt doar 3.000 care au pubele și diferența așteptă. Da? Deci, sunt niște lucruri care nu țin numai de noi, că așa putem să facem niște promisiuni, dar trebuie să avem odată containerele obligați fiind cei de la Rompres să ni le distribuie și am făcut solicitări și ni s-a promis în nenumărate rânduri că vor veni și cele 1.500 care 1.400 și ceva, parcă mai exact, trebuie să le primim. După ce am distribuit acele pubele și reușim să facem acele aplicații, eu acolo vreau să ajungem. Deși, atenție, toate recomandările făcute de către ADIS și ceilalți operatori spun că în momentul în care vom trece pe pubele, dacă nu vom pune o cantitate minimă de livrat către operator, nimeni nu va mai scoate gunoi și îl vor duce, îl vor arunca în alte părți. Deci și în momentul în care vom trece pe pubele, repet, măcar o pubelă pe săptămână trebuie să scoatem, că altfel nu ajungem niciunde. Nimeni nu mai scoate gunoi la poartă și îl aruncă în grădină sau în apă. Sau... No. Da, deci trebuie să le cântărim foarte bine, că sunt riscuri pe care ni le asumăm și... Deci nu s-a întors la rândul. Păi, da. Eu am spus că pe acea științare, iată, se va plăti fiecare cât produce. Nu specifica nicăieri că dacă vom avea pubere, dacă vom inventa... Da, domnul consilier. Păi dar oamenii au luat de bună aia, spunând că... Foarte bine că au luat de bună primul pas serios pe care... Domnul, dacă facem de bumă... Demagogie, eu sunt sătut de povestitori. Veniți cu un proiect concret. Ați inițiat ceva dumneavoastră? Dincolo de a ridica glasul, ați venit cu o propunere concretă? Veniți că sunteți consilier, da? Faceți o propunere concretă vis-a-vis de treaba asta. Și vă spun că vă sprijin fără niciun fel de problemă. Dar nu s-a ridicat de ce, domnul Preoare, am avut discuție de vreme. Da? Veniți cu un proiect de hotărâre, da? Haideți, luna viitoare vă aștept proiect de hotărâre să vedem ce... Concret, nu povește de povești, doar să... Domnul Petri, și fără ce... V-am spus la momentul ăsta. La momentul ăsta, faptul că noi, deci faptul că noi reușim să primăria să plătească la ton este un mare, mare lucru, pentru că plătim pentru cât producem noi la nivel de Dărmănești.
Etapa a doua este ca să mergem mai în detaliu. S-ar putea să nu putem implementa lucrul ăsta, pentru că sunt primării în țară care au trecut la taxa așa pe cubelă și au constatat că oamenii n-au mai scos gunoiul la parte. Și tot gunoiul au găsat un altă parte. Domn primar, da. Apa cu deci eu am înțeles. Da, am înțeles. Facem eforturi, vă aștept, veniți cu un proiect de hotărâre, fără probleme, discutăm, vă susținem. Domnul Desfărbăr, mai sunt n-aș terminat, vă rog. Vă rog, hai, spuneți. Da. Tot întrebări din partea cetățenilor. De ce mulți cetățeni din Dărmănești refuză să plătească gunoiul și totuși nu sunt sancționați în niciun fel? Deci vorbiți în necunoștință de cauză, auzite pe la colțuri. Eu vă spun ce spun cetățenii. Vreau să promovați ideea, tu ce spui cetățenii. Dumneavoastră, în calitate de consilier, trebuie să veniți cu informații clare. Nu povestea zvonacului și răspândam. Nu, nu. Vă puteți duce în calitate sunt de consilier, cetățenii ascultă și înțeleg. Faceți o solicitare scrisă la Serviciul Impozite și Taxe câți cetățeni sunt impuși la Dărmănești. Și o să vedeți că nu există la momentul ăsta nici un fel de cetățean care să nu fie impus, cu excepția celor pe care îi scutim noi, că avem în hotărâre niște persoane. Dar în rest, toate persoanele sunt impuse. Cei care nu plătesc primesc acele somații, cum a venit și domnul de mai devreme, da? Deci eu vă spun, dumneavoastră trebuie să vă duceți cu date. Când auziți discuții de genul ăsta, vă duceți frumos, luați hârtia de la Impozite și Taxe, o să vă spună de acolo că 5.000 de case sunt impuse și la revedere. Deci nu vorbim în necunoștință de cauză, că nu facem altceva decât să vorbim. Dumneavoastră, cu gura dumneavoastră, ați spus că nu toți cetățenii plătesc gunoiul. Domnule, nu că nu fiecare, sunt impuși, atenție, că nu plătesc. Că nu faceți deosebirea între... Da. Deci, haideți să vă spun de exemplu, să vă spun, nu, pentru că nu-i vorba numai de gunoi. Sunt cetățeni care nu și-au plătit de 10 ani impozitul pe casă. Sunt cetățeni în Dărmănești, astăzi a venit, deci astăzi a venit un cetățean la noi, de 10 ani avea 116.000 de lei, 167 de milioane impozit pe casă și pe teren. Și nu a mers. Și cu noi. Nu a mers nimic. Deci el a dat seama de că nu și-a plătit. 167 de lei nu și-a plătit. Sigur că sunt. Avem forme de executare, noi trebuie să folosim legea, nu altceva. De exemplu, să văd eu aici, nu mi-au dat fetele astea. Haideți să vă spun că am aici situația exactă. Adică eu nu vorbesc că am auzit. Deci eu am o situație exactă cu cine a plătit și cum a plătit. Deci uitați, haideți să vă dau un exemplu. Da? La persoane fizice s-au încasat în 2019 766.155. De 7.660.000. Știți cât avem de încasat? 15.400.000. Că sunt oameni care nu au plătit 3-4 ani. Deci, s-a încasat 766.000 și avem rămășițe 778.000. Sigur că toți oamenii ăștia sunt impuși. Da? Și în momentul în care vin cu, eu știu, au nevoie de certificat fiscal și așa mai departe, ce au plătit, unii sunt plecați din țară și așa mai departe. Deci, nu există persoană neimpusă, da? Da. Sunt persoane care nu plătesc. E diferență între... Da. Bun. Noi, deci noi avem un birou de executări silite. Da? Și pentru că aici avem... Noi aici avem și o situație a solurilor necasate, da? Da, vă mulțumim. Domnul Despa mai... Asta specială de 11 lei pe persoană, pe lună și accentuesc chestia asta, că bine, este cuprinsă în planul anual de... Este sub planul anual. 15 lei în plan. Asta vreau. Eu, chestia trecută, am întrebat dacă... 15 lei în plan. Se cadează, aia de 15 lei. Aia e în plan. Și am spus că da. Nu 2010, deci, planul de anul trecut. În planul de evoluție, această taxă de 11 lei se încadra în condițiile în care nu aveam acea sancțiune de la Uniunea Europeană de 80 de lei pe tonă. Deci dacă noi românii ne-am fi reciclat cantitatea așa cum procentul cere, adică în 2019 aveam 42% din cantitatea de gunoi, dacă era reciclat, noi nu aveam penalitatea asta de 80 de lei. Mă refer la nivel de țară, numai la Dărmănești. Pentru că România nu și-a îndeplinit țintele, noi avem 80 de lei. În 2020, ținta este de jumătate din cantitatea de gunoi. Deci vă dați seama, noi la 1500 de tone, 750 de tone,
trebuie să le avem reciclate. În condițiile în care noi reciclăm, respectăm treaba asta, sigur că 11 lei este în grilă. Dacă nu respectăm treaba asta, nu e în grilă. Și atunci soluția noastră, fie reciclăm o cantitate foarte mare ca să respectăm, fie scădem cantitatea de gunoi, să nu mai producem 1500, ci să ne ducem mai jos de... Și atunci trebuie să să dăm condiționare. Am dat această sumă de 11 lei, a ajuns la populație prin zboristică, da, mediul online și alte linii, că este 11 lei pe cubelă, 11 lei nu, pe este 11 lei de persoană, da. 11 lei de persoană pe lună. 11 lei pe persoană pe lună. Fiecare om. Vă mulțumim. Domnul Porcaș. Vă rog. Atâta timp noi plătim mai departe la toată, da? Este normal ca și noi să plătim tot la fel la copilul. Da. Ok, înțeleg că momentan nu se poate implementa aceste lucruri cu diverse motive. Așa. Da, de exemplu, se poate face ceva la nivel de primărie, un studiu, o verificare în teren. De exemplu, mergi pe teren, da, pe stradă și vezi, bă, la poarta X are cu pubera plus încă 5 sați. Ok, astăzi, săptămâna viitoare este la fel, da? Să merg la serviciu ăsta să văd cât sunt înscriși. Sunt două persoane. Mă, nu au oricum două persoane să facă treaba asta. Tot stasuri. Da. Și după aia să fie acel proprietar chemat și văzut, bă, din ce cauză se întâmplă asta? Adică nu poți să-ți ridic tot timpul atâta pentru două persoane. Și atunci poți să vezi, bă, stai, că acolo stau o persoană, de fapt. Nu stau două. Sau are exact asta facem, domnul consilier, și de 3 luni, de 4 luni de zile monitorizăm în fiecare zi, avem 2-3 angajați de la primărie care însoțesc mașinile, avem tabel nominal cu fiecare rol de casă de pe stradă și avem niște căsuțe acolo și chiar vreau să vă arăt, am toate dosarele la mine și bifează o pubelă, 2, 3, 4. Ne uităm de la o săptămână la asta și avem colegi care se ocupă de treaba asta. Să știți că sunt persoane care în fiecare săptămână scot 4-5 saci la poartă și au la impozit o singură persoană. Pentru persoanele de genul ăsta îi vom chema la noi și vom impune mai multe persoane, pentru că nu se poate ca o persoană să scoată, declară o singură persoană și scoți la poartă 7 saci. Și sigur că la aceste persoane e o problemă. Ori e numai unul care ia acolo și scoate toate lucrurile din casă, din curte, pământ și ce mai face el și nu... Ori avem varianta ca de la fiecare persoană să ridicăm pubela. Doar pubela. Ne gândim și la varianta asta, pentru că sunt persoane, repet, care sunt impuse una, maxim două persoane și scot gunoi pentru 6-7 persoane. Trebuie să ne domnul și măsuri interne. Cu siguranță... Am înțeles foarte clar. Deci, la nivel de firme, s-au dus la Bacău 375 de tone. Da. Banii strânși de la firme sunt pentru 300 de tone. Prea puțin, da. Este puțin. Așa trebuie este. Să mai fie. Sunt cazuri în care societăți care nu produc, plătesc pentru celălalt. Exact ca și așa pentru oameni. Un om plătește pentru celălalt. Monitorizăm și persoanele juridice și avem câțiva agenți economici în Dărmănești care produc noi mai mult decât au declarat. De exemplu, avem niște pensiuni, da, care au declarat că au 3 angajați, au nunți sau ce mai știu eu ce activități au acolo și scot câte o mașină de gunoi. Păi, exact și, același lucru. Nu poate să rămână la același nivel. Deci, cum am spus în punctul ăla 10, unde sunt cazuri speciale, toate aceste cazuri ar trebui discutate pentru societățile astea pe care noi le avem visate aici și nu sunt multe, le vom dota cu recipiente de 1,1 metri cubi, acele containere de fier pe care noi le avem. Și un container de ăla, spune, domnule, ăla valorează, costă 150-200 de lei. Câte ți-ar ridicat atâta plătești? Dar dacă se iei treaba din spate la omul care plătește foarte mult și nu produce, trebuie să vii cu măsuri din partea asta. Deci le-am monitorizat toate astea. Dacă sunt monitorizate, bine să... Deci vă spun cu detaliu, cu nume de om, cu număr de poartă. Deci nu trebuie să spuneți. La un moment dat, bănuiesc dacă o să fie într-o ședință în care o să ni se prezinte lucrul ăsta, și o să vină cu ăsta, o să vadă că, într-adevăr, eu vă pot da oricând situația, pentru că am de 3-4 luni de zile se monitorizează săptămânal de oamenii noștri din teren, avem și poze și tot ce vreți noastră, da? Și situația aia în care numărul de casă, clar, și pozele cu 5-6 saci cu bani. Deci, cred că avem și varianta să ridicăm doar pubela și atât, restul, da. Vă mulțumim, domnul.
consilier. Am găsit la societăți aruncat în, în, pe drumul de coasă, domnul primar. Supunem. Dacă să vedeți și ea. Nu v-ați înscris. Să... Stați, domnul Palaș. Supunem. V-ați înscris. Să scrieți, să scrieți. Să vă rog. După ce va trece acest proiect de hotărâre, am dori serviciul taxe și impozite să recalculeze această taxă pe persoane și să scadă și alea 3 luni. Deci, din anul 2019, atenție. Populația, adică să nu, deci, să nu plătească un serviciu care nu s-a efectuat. Asta noi am făcut discuțiile astea, dar dorința mea este fiecare să vină să solicite. Pentru că acolo, când vin cei de la Curtea de Conturi, ne întreabă pe baza a ce? Pe baza solicitării scrise. Deci, rugămintea mea, cei care sunt în situația asta, eu am încercat să le recalculăm automat. Dar, pentru că diferența aia de bani de anul trecut se recalculează pe 2020, înțelegeți? Nu îi se dă banii omului, se recalculează pe 2020 și declarația pe 2020 scade cu valoarea respectivă. Adică e o chestie care să vină fiecare și să-și facă... Și când plătește, oricum când plătește, da. Vă mulțumim. Se face asta. Supunem la vot punctul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Tiurtiucă. Moise și domnul Apetrei va abține, da? Nu v-ați înscris, domnul Apetrei. Ați vorbit fără să vă înscrieți. Ați vorbit fără să vă înscrieți. Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice a fost adoptat cu 14 voturi pentru. Vă rog. Punctul numărul 9. 14 voturi pentru și 3 abține. Domnii consilieri Tiurtiucă, Moise și Apetrei s-au abținut. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru persoanele non-casnice de pe raza administrativ-teritorială a orașului Dărmănești. Avizează Comisia Juridică, Buget, Finanțe și pe Urbanism. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Da. Sigur că și pentru 2020 propun ca taxa specială de salubrizare pentru persoanele juridice să rămână la nivelul taxei stabilită în 2019. Nu avem niciun fel de creșteri nici aici. Rugămintea mea este ca la... anexa numărul 2 la proiectul de hotărâre, la punctul 10, unde avem alte persoane juridice asimilabile. Tabelul al doilea mai scurt. Tabelul, da. Noi avem acolo taxă de salubrizare pe lună 50 de lei. Haideți să venim să facem o propunere, nu știu, 25 de lei pe lună și să vedem care sunt acele persoane juridice asimilabile. Da? Este și cazul domnului Șerbu, care a venit mai devreme. Nu știu, fie sunt două societăți, IE-uri, cum a prezentat dumnealui, și sunt aceiași acționari. Da, să vedem, fie să ne lucrăm. Nu pot face aceleași persoane, lucrează la ambele societăți. Da. Nu pot face cu noi la ambele societăți. Deci, în situații de genul ăsta, să lăsăm persoane juridice asimilabile și să vedem, să stabilim de comun acord o... o... mare la fel. În aceeași situație, da? Fie mare sediu, tot acolo, da. Sunt aceiași doi salariați, eu cu soția, plătim cu o firmă și acum ONG-ul care are sediu tot acolo și mai plătim cu o ONG da. Cu aceeași adresă. Deci fie mergem cu, cu 25 de lei de pe lună, ar fi ok, adică practic... 25 de lei pe lună? Pe lună. De ce se plătească ambele societăți dacă au aceeași persoană? Deci, practic, atenție, una dintre societăți e scutită și noi nu avem cadrul legal să venim să spunem că una din societăți e scutită. Care e scutită? Atunci punem... Atunci să creăm cadrul legal, domnul. Care? Că nu avem lege. Păi nu avem cadrul legal să scutim. Nu putem păi noi am creat cadrul legal, aveam 50 de lei plus calculele. Da, dar cadrul legal al nostru trebuie să respecte legea națională. Atenție, legea națională. Legea națională spune că sunt scutite de la doar anumite categorii, atât. Nu putem ieși de acolo, dar ar fi hotărârea... Dacă îmi permiteți așa,
Eu consider că și 50 de lei care puneți, dar e destul de mare suma. Putem, noi putem la capitolul 10, acolo la poziția 10, putem să, din 50 de lei, putem reduce. Stabilim cât punem acolo la persoanele juridice asimilate. Te pun acolo, da? Pe urmă. Putem cu 45, 50, 25, 25, la ambele societăți. Deci noi am spus 25, cum e cazul cu Marius, da? Are și firma, are și ONG-ul, da? Exact. Și ele sunt asimilate, sunt în același sediu, amândoi, sunt aceeași acționari, 25 la 1 și la revedere. Cum e cazul lui Șerbu? Sau ești tu sau mai fi situația? Și mai, dar să scădem la 30, la 40 de lei. Nu, dacă punem 25. Bun, pe sale, dar și pentru cealaltă societăți. Că vă dați seama, mă repet, că am mai spus într-o ședință, aceleași persoane plătesc cu noi acasă și la serviciu, lucrează tot în Dărmănești. Foarte multe lucruri. Lucrează în Dărmănești, acasă plătesc gunoiul 11 lei pe lună, la serviciu e un angajat, plătești 50 de lei, plătește firma, dacă ai 7 angajați, plătești după calculele alea, dar aceleași persoane, ele își plătesc o dată gunoi acasă. Eu vă înțeleg, dar trebuie să înțelegeți și noastră că v-am prezentat mai devreme situația din 375 de tone pe care noi le-am ridicat în 2019 la persoane juridice, am încasat bani doar pentru 300. Ce s-a întâmplat și ce vrei deci nu e ok. Nici primăria nu trebuie amendat. Trebuie amendat, rompresc în primul rând, că nu colectează gunoiul selectat. Noi degeaba îl selectăm, ce a spus și domnul Șerbu. Păi de ce vor să deci ne credeți? Discuțiile astea ne-au promis că lucrurile vor intra în normal. Păi da, dar bazați-o pe plătit. Deci sunteți de acord că la poziția 10 să punem 25 de lei pe lună? Deci, atenție, alte persoane juridice asimilabile, nu vorbim de domeniul de activitate, nu, da? Nu vorbim adică de nu vorbim de domeniul de activitate, ci de situații are și... atipice. Sunt niște situații atipice. Da, în loc să plătească deci 100 de lei pe 2, cine plătește doar cele? E supra-lune. Da, deci... cazul domnului Șerbu este clar, deci el și soția au și ei și BTA cel ei în același spațiu, în același... Aceleași persoane, da. Și el trebuie să plătească și colo și colo. Și atunci, pentru situațiile astea atipice, reducem taxa la 25 de lei pe lună, plătesc ambele societăți și, practic, 25 de lei e o chestie care eu cred că nu e chiar... La articolul 33 spune Consiliul Local poate acorda scutiri sau reducere. Înseamnă că ne folosim... Scutiri folosim de reducere. Nu, de reducere. Sau reducere. Reducere, da. Că scutirile trebuie să mă duc doar pe codul fiscal. Domnul Consiliul, mai aveți domnul Paraș? Domnul Despa. Că se duc în ceață și au cazul domnul Diaconescu. Omul ăsta, dacă are societatea în proprietate, în casă. Și mai are și un ONG, tot acolo. El plătește... De 3 ori. De 3 ori. Da. Pe persoană fizică și pe 2 persoane fizică. Dați-mi voie să spun că e nedrept. Corect. E nedrept. E, aici îl asimilăm. Îl asimilăm. Nu sunt singurii. Nu. Deci toți cei care sunt în situația asta. Noi avem posibilitatea să facem reducere. Și soția lui Marius. Dacă să încep scuze, dacă vă rog. Soția lui Marius este angajată la o firmă la Comănești. Ea lucrează parțial la una din societate. Și este și angajată. Dar vă dați seama că legea de la Comănești, Consiliul Local, și acolo ia niște bani. Adică... Poate să mai apară, o problemă. Societatea să fie cu sediu în Dărmănești, dar cum să fie la Ghimeș-Balaga? Deci el trebuie să declare... Așa e la șef. Trebuie să declare... După situația care are punctul de lucru acolo și el pe punctul de lucru plătește cu noi acolo, nu are treabă cu noi. Și el vine la rectificativă și ne spune, domnule, din 7 angajați pe care eu am, 5 lucrează la punctul de la Ghimeș și plătește acolo. Nu are treabă cu noi, nu-i amestecăm noi. De-aia e declarația. Asta e situația lui domnul Șerbu. El are societatea pe Comănești. Da, nu are la Dărmănești. Și are punct de lucru aici. Domnul Medea, haideți să nu mai facem o discuție liberă, vă rog. Domnul Moise, ridicat. Domnul Șerbu. Da. Aceeași la anulare, e o hotărâre, e la municipiul Bacău. Din ce an? Spune aici... 28.12.2018, deci era pentru anul 2019. Da. Așa, și spune, pentru taxa pentru persoane juridice, 12 lei pe salariat pe lună, indiferent de tipul de contract. Instituțiile publice, de asemenea, 12 lei pe salariat pe lună, indiferent de tipul de contract.
sunt mai mulți bani. Faceți un calcul cât înseamnă pe an? Păi liceul are 60 de profesori, faceți 60 de profesori, 12 lei pe lună și vedeți cât vă iasă. Și mai puneți la... Vedeți că nu era la vremea respectivă, nu făcea parte din România. El și acum mi se pare că nu din e doar cu apa de gunoi. El merge cu altă soată. Vă mulțumim. Propunerea mea cu 25 de lei la poziția 10, altă persoană juridice asimilare. Anexa 2 la proiectul de hotărâre, poziția 10. Doamne ferește, dacă anumite edine de mărești și deschid o ING-ul pe acasă. Da. Vă mulțumim. Supunem la vot punctul numărul 9. Deci proiectul de hotărâre cu amendamentul de la poziția 10 din anexa numărul 2 la proiectul de hotărâre la alte persoane juridice asigurabile avem 25 de lei. Da? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Împotrivă? N-am înțeles dacă împotrivă sau abține. Deci domnul împotrivă avem domnul Moise și cu domnul Tiurtiucă, da? Și abținere domnul Apetre. Și abținere domnul Tiurtiucă. Apetre. Deci 14 voturi pentru. 2 împotrivă și o abținere. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și al serviciilor subordonate Consiliul Local Dărmănești, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2020. Avizează Comisia Juridică, Buget, Finanțe și de Urbanism. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești, domnule primar, vă rugăm. Da. După cum bine știți, în fiecare an, Consiliul Local aprobă prin hotărâre salariile atât a funcționarilor publici, cât și a personalului contractual, precum și asistenți personal, eu știu, instituțiile subordonate. Și începând de la 1 ianuarie 2020, în baza OUG numărul 1 pe 2020, privind unele măsuri bugetare cu modificare și completările respective și a HG-ului 935, care prevede că salariul minim de bază brut pe țară a crescut la 2230, cum spuneam începând de la 1 ianuarie, sigur că salariile angajaților cu excepția demnitarilor a primarului și a viceprimarului care rămân înghețate la nivelul anului 2019, salariile celorlalți cresc. Noi am păstrat coeficienții din 2019, am aplicat salariul minim brut, așa cum prevedea legea, adică 2230 și fiecare salariat al primării are o creștere. Nu există nicio categorie de salariați care să înregistreze scăderea ale veniturilor nete. Și proiectul de hotărâre are în anexa 1 personalul funcțiile publice, în anexa 2 personalul contractual, în anexa 3 indemnizațiile persoanelor cu handicap și asistenților personal. În articolul 4 aprobăm voucherele de vacanță, deci și în 2020 Consiliul Local va plăti aceste vouchere de vacanță. Tot în 2020 se vor achita acele indemnizații de hrană și, așa cum spuneam mai devreme, începând cu 1 ianuarie 2020, indemnizațiile lunare pentru demnitari vor rămâne înghețate la nivelul anului 2019. Impactul bugetar prin aceste creșteri se ridică undeva la 450.000-500.000 de lei pe an și sigur că în proiectul de buget pe care îl vom propune, cred că luna viitoare spre aprobare, sumele pe care astăzi le aprobăm sunt prinse acolo. Deci este o creștere conform legislației în vigoare. Dacă aveți întrebări... Vă mulțumim, domnule primar. Dacă sunt întrebări, vă rog, dacă domnul...
consiliere. Există o organigramă pe bază că sunt așa zise de astea state de funcții? Cu siguranță. Păi nu, fără astea sunt... E confidențială. Nu, e pe site-ul primăriei. Ei avem și organigrama și statul de funcții. Aici am aprobat fără a nominaliza. Deci nu înțelegem cu nominalizări, ci funcții. Poziția din statul de funcții, nu numele. Deci funcțiile. Și o avizare ierarhică. Sigur că da, dar noi organigrama și astea sunt avizate de ANFP și aprobate prin hotărâre de Consiliu, în 2000, nu mai știu când, ultima dată, 2018 sau mai știu. Cu siguranță, dar altfel nu ne putem permite să mergem. Organigrama este, da, o găsiți pe site-ul primăriei. E pe site cu aviza ANFP, cu ștampila aviza ANFP. E în gruma, dar la dumneavoastră, la domnului, sunteți pedepsiți, dar rămâne la noi, da, noi demnitarii n-avem... Rămâne cu sau nu ne ajung, banii n-avem nevoie. Vă mulțumim, dacă mai sunt întrebări. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă, în unanimitate. Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești a fost adoptat. Punctul numărul 11, proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului posturilor de asistent personal a persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020 la nivelul UAT Oraș Dărmănești. A fost avizat de către Comisia Juridică, Buget, Finanțe și de Urbanism. Inițiator, primarul orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Da, pentru a avea o situație foarte clară a proiecției de buget de 2020, în fiecare an noi aprobăm prin hotărârea Consiliului numărul de posturi de asistent personal. În acest an am propus 30 de posturi, anul trecut am avut 32, în plată sunt 29 de posturi la momentul de față. Vedem în funcție de cum situația o impune. Sigur, e o comisie nominalizată pentru, am aprobat-o mai devreme pentru selectarea celor situații foarte grave sau e după, nu mai știu. În decursul anului sunt fluctuații, unii pierd această poziție din diverse motive, de cele mai multe ori prin deces și dosarele care sunt în așteptare sunt analizate de comisie și sigur se reîncadrează. O să facem o analiză la buget vis-a-vis de plata acestor salarii, pentru că după cum știți, legislația s-a modificat. Înainte, 90% din aceste cheltuieli erau suportate de stat, 10% din bugetul local. Acum s-a inversat aproape procentul, o sumă mult mai mare, vă spunem noi, din bugetul local și trebuie să fim sustenabili. Adică trebuie să ne ajungă banii până la sfârșitul anului, pentru că altfel riscăm să ajungem în situația de a nu mai avea ce plăti banii respectivi. De-aia, pentru, așa cum spuneam la început, pentru o proiecție foarte serioasă a bugetului, avem nevoie și de această hotărâre de Consiliu. Vă mulțumim, domnule primar. Vă rog, dacă sunt întrebări, dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. În unanimitate. Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului posturilor de asistență personală al persoanei cu handicap grav a fost adoptat. Punctul numărul 12, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 20/2018 privind constituirea Comisiei de Analiză a cererilor de încadrare în funcția de asistent personal, precum și aprobarea regulamentului pentru stabilirea criteriilor de selecție. A fost avizat de către Comisia Juridică. Inițiator, primarul orașului Dărmănești. Domnule primar. Spuneam mai devreme că trebuie să avem și o hotărâre de Consiliu privind Comisia de Analiză a cererilor de încadrare în funcția de asistent personal. Nu exista această comisie înainte. Din 2016 am inițiat noi acest proiect de hotărâre pentru a cântări comisia cine trebuie să beneficieze și această hotărâre se completează datorită faptului că o parte din membrii comisiei de anul trecut nu mai lucrează la primărie și sigur că a trebuit să o completăm. Președinte, domnul viceprimar, membrii doamna consilier Mititelu, doamna Pop, din aparatul de specialitate doamna Vieru, care este șeful sclepului Dărmănești, doamna Botezatu, Simone Eugenia de la asistență socială și cu
grumeza de la resurse umane. Deci această comisie, atunci când avem solicitări, analizează, acordă un punctaj, avem și un regulament în spate și în funcție de punctajele respective sunt încadrați viitori asistenți personali. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări, dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În unanimitate? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCR 20/2018 a fost adoptat. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a reducerii și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădinițe. Proiectul a fost avizat de Comisia Juridică. Inițiator, primarul orașului Dermănești. Domnule primar, vă rog. Da, în 2016 a fost emisă hotărârea de guvern numărul 15, care la articolul 35 aprobă normele metodologice. Sigur că acest regulament, noi îl aveam în cadrul primăriei, suportă niște corecții pentru că legislația s-a modificat între timp și se referă la modul cum se dau acele etichete sociale pentru grădiniță. Noi am avut auditul intern al prefecturii, serviciul, da, și au constatat că în urma modificărilor legislative trebuia să reactualizăm acest regulament. Sigur că e o chestie care... El exista, dar cum legislația s-a modificat, trebuie și ăsta updatat la noile reglementări. Vă mulțumim. Dacă aveți întrebări, domnul Desfa, vă rog. Ce costau aceste stimulări? Tichetul de grădiniță de 50 de lei pentru prezența fiecărui copil preșcolar. Copiii care se duc la grădiniță, e așa cum spune și articolul 35 din hotărârea Guvernului, cei care se duc la grădiniță îi stimulează, beneficiază de un tichet, un stimulent, în așa fel încât din acest stimulent de copii care stimulentul ăsta vine să, eu știu, să cumpere mâncare, hrană și așa mai departe. Dacă veți avea timp să citiți hotărârea Guvernului, veți vedea foarte clar cine beneficiază. Noi trebuie să o punem în aplicare, că nu avem un cotă. Mai sunt întrebări? Nu da, da, da. Vă rog, înscrieți-vă la... Da, vorbim. Deci în funcție de prezența la grădiniță, da. Sigur că da. În regulament este scris. Noi primim la sfârșitul lunii, până pe data de 5 a lunii următoare, primim prezența copiilor la școală, la grădiniță. După care se fac plăți. Pentru cel de jurat, și pe tasul. Vă mulțumim. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În unanimitate. Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului, privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a etichetelor sociale pentru grădinițe, a fost adoptat. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza orașului Dermănești, județul Bacău, pentru anul școlar 2020-2021. Avizează Comisia Juridică. Inițiator, domnul primar al orașului Dermănești. Domnule primar, vă rog. Sigur că la solicitările pe care le-am primit de la școlile din Dermănești, Liceul Tehnologic, școala 2-3 și școala Plopu, noi am, privind organizarea rețelei școlare 2020, am transmis o adresă către Inspectoratul Județean Bacău și în data de 16.12.2019 am primit avizul conform la propunerea de organizare rețelei școlare, care o aveți la mapă. Deci, practic, în fiecare an se dă această hotărâre de Consiliu pentru aprobarea rețelei școlare pe raza unității administrative teritoriale. Sigur că nu am aprobat această hotărâre în decembrie, că nu aveam avizul venit la momentul respectiv, avizul de la, așa cum spuneam, de la Inspectoratul Județean Școlar Bacău, ca să fie tot în regulă. Am primit avizul, avem proiectul de hotărâre, mai mult decât atât,
n-avem noi ce face. Aprobăm și transmitem hotărârea. Vă mulțumim. Dacă aveți întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza orașului Dărmănești în anul 2020-2021 a fost adoptat. Punctul numărul 15, proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare de la bugetul local pentru anul 2020 a transportului elevilor din cartierul Brătulești, care frecventează cursurile școlii gimnaziale numărul 2, Dărmănești, precum și a Liceului Tehnologic Dărmănești în perioada anului școlar 2020-2021. Avizează Comisia Juridică și Buget Finanțe. Inițiator, primarul orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rog. Da, este un proiect de hotărâre care vine cumva să reglementeze transportul elevilor din cartierul Brătulești. Noi am făcut nenumărate solicitări pentru a suplimenta, pentru a primi un microbuz școlar în plus. Se pare că guvernul nu are soluții financiare la acest moment pentru a putea cumva acoperi solicitările de microbuze făcute de UAT-urile din țară. Exista un proiect de hotărâre care cumva să vină să compenseze financiar transportul acestor elevi. La acest moment, acest proiect de hotărâre de guvern nu este încă adoptat. Și având în vedere nenumăratele solicitări ale cetățenilor din cartierul Brătulești, fie direct cei care au venit la mine, fie prin consilieri, privind găsirea unei soluții pentru a putea transporta elevii din cartierul Brătulești, am analizat toate posibilele variante de lucru și microbuzul pe care îl are la momentul ăsta primăria și cel pe care îl are școala, fiind foarte, foarte încărcate ca zone, nu aveau cum să acopere. Și atunci am găsit soluția să plătim acele abonamente pentru copiii din Brătulești care vin la școala 2 și la liceu. Sunt 106 elevi din cartierul Brătulești. Am cerut adresă scrisă de la școala 2, școala Boiștea și de la liceu, cu numărul elevilor care frecventează cele două unități de învățământ. Și avem la adresă de la școala 2, avem 26 de elevi din cartierul Brătulești care frecventează cursurile școlii 2, de la clasa pregătitoare până la clasa 8-a, până la clasa 8-a, iar la liceu avem 80 de elevi care vin din cartierul Brătulești. Și sigur că sunt până în clasa 12-a, văd aici. Și liceu. Și atunci avem în total 106 elevi, da, din cartierul Brătulești, care frecventează cursurile celor două școli pe care le-am enumerat. Am făcut solicitări către firmele autorizate, văzând numărul mare de elevi și timpul relativ scurt în care acești elevi trebuie să ajungă din Brătulești la cele două unități de învățământ, sigur că trebuia să, firmele respective trebuia să aibă minim un autocar de 50 de locuri ca să poată să facă două curse dimineața și două după amiază. Am transmis adrese scrise mai multor operatori de transport de pe raza județului Bacău și în urma analizelor am primit 3-4 oferte, nu mai știu exact. Cea mai bună ofertă a fost a operatorului care este și licențiat pe Dărmănești și face cursa Sălătruc Comănești. Și avem așa 5 lei pe zi de relev dus și retur pentru liceul din Dărmănești și 7 lei pe zi dus întors pentru elevii din Brătulești care merg la școala numărul 2. Și am zis noi, eliberarea legitimațiilor de călătorie va fi făcută de către operatorul economic în baza documentelor sau, eu știu, actelor transmise de către unitățile de învățământ și am zis un carnet
de elev vizat la zi, adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care se rejudecă beneficiarii nu au nota scăzută la purtare și nici nu au rămas repetenți în anul școlar anterior. Ne interesează să facem și să stimulăm, ba da, să stimulăm copiii buni, pentru că altfel facem o cheltuială degeaba. Declarație pe proprie răspundere a părintului sau a tutorului care să ateste traseul pe care elevul se deplasează. Am mai spus noi că operatorul economic va distribui legitimațiile de călătorie unităților de învățământ, celor două școli, pe bază de proces verbal, iar acele legitimații sunt nominale. Nu pot circula alți frați, mamă, tată și așa mai departe. De contul legitimațiilor de călătorie menționate la articolul 3 se va face către operator de către primărie în baza documentelor justificative și a documentelor emise de către cele două școli privind frecvența elevilor. Adică, pe lângă faptul că am cerut ca acești copii să nu aibă nota scăzută la purtare, pe lângă faptul că am cerut să nu fie repetenți în unitățile respective, am cerut să aibă prezență. Nu plătim, nu decontăm acele legitimații pentru a se duce la cârciumă copilul sau a se duce la târg sau nu știu unde. Doar în condițiile în care se duce la școală. Și atunci, operatorul economic are acele legitimații și copilul când se urcă în mijlocul de transport este bifat ziua respectivă și acea bifă trebuie să corespundă cu prezența de la unitatea de învățământ. Deci la sfârșitul lunii, fiecare școală va trebui să, pentru elevii la care facem referire, să dea prezența. În situația în care acei elevi nu sunt prezenți la ore, nu vom avea de cont pentru persoana respectivă. Chiar dacă sunt absențe motivate? Dacă sunt absențe motivate, se decontează, dar fiind copilul bolnav, înseamnă că nu se plimbă cu microbuzul. Da? Deci nu face curs sau nu e în cursă și nu-i plătesc. Da, înțelegeți? Deci am spus, nu se decontează contravaloarea estimației de călătorie pentru zile în care elevii registrează absențele motivate. Da? El, dacă e bolnav, e acasă, nu se plimbă cu autobuzul, cu microbuzul pe drum. Costurile pentru acordarea acestor facilități pentru elevi vor fi suportate din bugetul local și se ridică undeva la peste 10.000 de lei lunar. Deci dacă faceți un calcul, 12.000 de lei, da? Deci 12.000 de lei pe lună. Și sigur că am mai spus undeva că acest proiect de hotărâre este valabil doar pe perioada cursurilor, nu vacanță, nu altceva. Da? Și anul școlar 2019-2020. Da? Deci până în iunie 2020. Deci, da, pe perioada vacanței, nu. Da? Că nu au unde să se ducă. Este o soluție, cred eu, bună, ținând cont și de problemele ridicate de cetățenii din cartierul Brătulești, inclusiv comunitatea de rom, acești copii fac naveta pe jos cu taxiuri, cu ce fac ei, având un mijloc de transport, eu știu, autorizat, plătit de noi, eu sunt convins că lucrurile se vor ușura foarte, foarte mult. Rămâne noi să stabilim acele puncte de încărcare unde avem stațiile respective, traseul, trebuie să stabilim și aici voi face de comun acord cu directorii și cred că vom face o ședință cu părinții, pentru că firma pune la dispoziție un autocar de 50 de locuri și trebuie să stabilim cei mai mari, cred că vor pleca dimineața la ora 7, i-a duce la punctele de la școli, urmând să se ducă să ia pe cei mici. Da, asta rămâne să stabilim noi. Sigur că e un impact bugetar destul de consistent, dar cred că trebuie să facem orice pentru a crea facilități copiilor să ajungă la școală. Deci să gândim altfel în primar, că deja e un miliard și pe an. Ați luat în calcul și cumpărarea unui microbuz? Costurile sunt mai mari. Și vă spun de ce. Am avut, de exemplu, microbuzul de la școală. Deci microbuzul de la școală pe care îl avem noi de 34 de locuri, pentru că sunt foarte, foarte solicitate. Deși e din 2015 mașina, a căzut motorul. Deci a căzut, nu se mai poate face nimic. Un motor de la reprezentanță ne costa 50.000 de lei. Am găsit o soluție, sper să ne chinuim să punem pe picioare. Plus, în fiecare zi avem cheltuieli cu transportul, cheltuieli cu șoferul, muncă, cu
cu tot felul de licențe care avem nevoie. Deci suntem cu microbuzul școli, personal a primăriei, peste costurile pe care le avem aici. Deci suntem peste costurile. Ar costa vreo 72.000 pe an. Deci vă dați seama, numai dacă vă spun numai costurile șoferului, pe costurile șoferului pe care le avem noi. La 3.000 de lei salariul. Și suntem mult. Eu cred că dacă acest microbuz al școlii va pica, soluția este să externalizăm și ieșim mult mai ieftin. Da. Nu vă spun câte controle, dacă avem licență, dacă avem manager de transport și tot felul de lucruri care ne încurcă. Deci varianta de a găsi, de a externaliza transportul copilor, cel puțin la momentul de față este mai eficientă decât să ne... E conveniabil cu firma de transport. Păi el are autocar, are... Gândiți-vă noi, deci noi ca să cărăm 100 de ele, câte microbuze ne trebuie? Că noi, cursul ne începe la ora 8. La cât ne trezim noi dimineața, la cât trezim copiii dimineața, se aducem câte 20 de elevi, facem 5 100, curse dimineața, 106 copii. 5 curse dimineața. Păi primul ar trebui să plece la ora 5. Dar nu dovedește. Și nu dovedește. Și atunci un autocar este soluția care are și costurile cele mai... Într-o mandat de 4 ani, pentru oricine de ani, deci pentru copiii noștri, eu cred că trebuie să facem efortul de a-i duce la școală. Cam 6-7 luni pe an. Foarte bine. Cam multe absențe. Nu? Multe absențe. Păi avem de vacanța de vară și câte... Poate pe viitor o să primim un microbus școlar și o să putem acoperi toate traseile de pe raza orașului. Deci cât costă, trebuie să găsim soluții, pentru că știți că aveam cealaltă problemă cu plata navetei profesorilor. Care... Dar având în vedere faptul condiției impuse, să știți că numărul de copii se va reduce. Deci eu mi-aș dori ca să avem în continuare 106 elevi, toți să frecventeze cursul. Nu, 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 atenție. Că ea nu depuneți nicio condiție. Deci atenție. La numărul de vorbim de elevii de... Da? De la liceu. Nu. Vorbim de la clasa pregătitoare și de la clasa 2. Dacă mai aveți... Vă rog. Mai repetați o dată. Proiectul este aprobat, a zis 2019-2021. Da. Este corect cum este în proiectul de hotărâre. 2019-2020. Da, pentru că este an școlar. 2019-2020, care se termină. E anul școlar. Da. Când o să aprobăm cu... În septembrie 2020 vom da un nou proiect. O să fie alți copii. Pentru anul școlar până în septembrie. Sunt alți copii. Deja unii o să termin clasa 8-a. Deci noi avem mai rămân repetenți, mai... Aș dori și eu aici să mulțumesc... Aș dori să-i mulțumesc direct domnului primar că s-a implicat. Este vorba despre cartierul Brătulești de Sus, mai exact. Da. Și beneficiază toți copiii din zona Arteni-Călugăru, pe toată strada Valea Uzului și celelalte străzi adiacente străzii Valea Uzului. De asemenea, doresc să-i mulțumesc doamnei consilier Pop Iuliana pentru implicarea directă. La dumneavoastră au ajuns numeroase solicitări din partea părinților și a copiilor din acea zonă. Domnul primar a găsit o soluție și a inițiat acest proiect de hotărâre care este de bun augur și vă mulțumesc în numele elevilor și a părinților din acea zonă. Doamne. Supunem spre domnul Balaș. Mama îmi gratulește, a spus că se va lua, se va merge la centru și mă numărul 12. Dar microbuzul va merge chiar la Arteni, vine pe drumul ăla de la rupturi? De acolo, da. Sau ies copii de pot? Deci microbuzul va merge primul punct de încărcare în zona Arteni. Da? De acolo, de la Arteni și vine da. La Marea. Înseamnă că cu ocazia asta vom îndrepta drumul un pic. Poate la stradă. Da, de la rupturi până la Arteni, da. Și nu s-a făcut în anul ăla. Ce nu s-a făcut, da. Și ce poate să facem? Doamne, lăsați că totul facem. Supunem la vot punctul numărul 15. Cine este pentru? Abțineri. Cu 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare din bugetul local a transportului elevilor de la școala numărul 2 și liceul tehnologic a fost adoptat. Punctul numărul 16, proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 2.500 lei pentru acordarea unui ajutor de urgență domnului Pașcu Nicolae cu domiciliu în orașul Dărmănești, strada Tineretului, numărul 3, județul Bacău. Proiectul a fost adresat de Comisia Juridică, Buget, Finanțe și de Urbanism. Inițiator, primarul orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Da,
aici nu e strada Tineretului, da, nu e strada Tineretului, vorbim de satul Plopu, numărul 500, strada Plopu 522, deci nu e indicația aici, da? Indicația. Plopu 522. Este vorba de familia Pașcu Nicolae, care, după cum bine știți, are un copil cu probleme de sănătate. Noi am mai făcut niște acțiuni caritabile în decembrie 2019, un concert de colinde la Căminul de la Plopu, care sigur a strâns și niște bani acolo. Pașcu Ștefania Teofana este cu probleme destul de grave de sănătate și suma pe care am propus-o, 2500 de lei, vine cumva să rezolve cel puțin parțial parte din problemele financiare cu care familia se confruntă. Vă mulțumim, domnule primar. Mai doriți să completați ceva? Dacă sunt întrebări, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 2500 de lei pentru acordarea unui ajutor de urgență familiei Pașcu Nicolae a fost adoptat. Punctul numărul 17, proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe cuptor, propuse spre exploatare din fondul forestier al UAT Dărmănești din producția anului 2019. Avizează Comisia Juridică și Buget Finanțe. Inițiator, primarul orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rog. Da, am venit cu acest proiect de hotărâre prin care se propune scoaterea la licitație publică a unui volum de 3490 de metri cub, masă lemnoasă pe picior, din partizile marcate, proprietatea primăriei orașului Dărmănești, marcate de către Ocolul Silvi cu care avem contract. Noi am mai avut un proiect de hotărâre în toamna lui 2019, prețurile au fost un pic mai mari atunci, nu s-a judecat la licitație nicio partidă, am făcut câteva reduceri, să zic, de preț și vedem dacă reușim să adjudecăm ceva. Vreau să vă spun că în mandatul meu din 2016 până acum nu s-a tăiat nimic, niciun metru cub de lemn și au fost suficiente tăieri înainte, chiar poate peste limita normală. Dacă vom avea solicitări din partea agenților economici, se vor scrie la licitație, sigur că vom valorifica acești bani din vânzările masei lemnoase. Eu deja o parte din potențialii bani am prins pentru asfaltări în 2020. Vedem dacă reușim să vindem ceva. Acei bani, repet, se duc spre dezvoltarea comunității, spre modernizarea infrastructurii rutiere și așa mai departe. Dacă aveți întrebări? Domnul Panaș, vă rog. Ce întrebare aș avea? Posibilitatea de masă de masă a UAT Dărmănești pe an, cam cât e? În amenajamentul pe care noi l-am făcut în 2019, avem în jur de 4.000 și ceva de metri cub pe an. Cu tot, în jur de maxim 5.000 de metri. Înseamnă că noi nu am spus posibilitatea, plus că am solicitat să nu mai marcăm alte partii, să vedem ce se întâmplă cu cantitatea asta. Practic, din cei 3.400 de metri, vreo 2.500 erau cotat pe 2019, pe care noi n-am valorificat, nu puteți da seama dacă punem și tot conform amenajamentului, sunteți obligați să faceți aceste lucrări. Deci vreți, nu vreți, da, dar degeaba nu le dăm. Decât să le vindem, degeaba mai dar eu sper că a zis că s-a tăiat mai mult. Eu zic că trebuie respectat amenajamentul, pentru că e un studiu aprobat de ministru, deci nu se lucrează. Deci amenajamentul nou pe care l-am făcut noi prevede foarte clar ce și unde trebuie. Și banii din tăierile astea merg autofinanțate, nu? Merg autofinanțate și noi le putem și cu siguranță le vom grija doar spre investiții. Trebuie să alimentăm fondul de regenerare. Îl alimentăm și la momentul ăsta avem niște bani. Am înțeles că data trecută ai întrebat doamna contabil ce bani. Există fondul de regenerare, sunt bani puși acolo, adică din banii pe care încasăm pe metru cub, un anumit procent se duce cu fondul de regenerare. Din acel fond se fac lucrări de împăduriri și așa mai departe. Și aș dori totuși să facă niște lucrări în parcelele în care s-au parcurs tăieri de regenerare. S-au făcut progresive sau unul sau doi, pentru că am dorit să
să avem o masă lemnoasă valoroasă. De calitate. Da. Anul trecut am făcut lucrări de areneuri, nu, avem niște areneuri de făcut, chiar în zona Chitiș, dacă s-ar putea face, că e o pădure de stejar și păcat să ajungă numai tarpeni sau nu știu ce pe acolo. Deci, dacă sunt bani în fondul de regenerare, că nu vor fi probleme. Să dea Dumnezeu să avem agenții economice aici, care... Ce nu se căută? Vă mulțumesc. Nu vin găsesc cu agenții economice. Ați scăzut foarte mult vânzarea lemnului, nu? Am înțeles că pe piața externă nu prea mai... S-au închis niște... unul din coloșii care înghițea foarte mult lemn din țară. Cronoșpană. Și atunci a rămas Schweizer Cover care se joacă puțin cu prețurile și au fost eliminați mulți agenți cu potențial mic de consum. Noi așteptăm. Industria românească cred că are o problemă și merge un pic mai... A fost ajutată să aibă o problemă. Au venit aia de mici, au eliminat pe aia mici și acum se joacă, fac bine. Deci noi facem un apel, cei care sunt interesați de masele masă, să vină la primăria de mână. Avem licitații. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, se punem la vot, cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind valorificarea masei lemnoase pentru... propuse spre exploatare din fondul forestier de producția de anul 2019, a fost adoptat. Punctul numărul 18, proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al UAT Dărmănești a suprafeței de 1829,7679 hectare pășune. Avizează Comisia Juridică și de Urbanism. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar. Spuneam în anii anteriori că una din prioritățile noastre este să cadastrăm bunurile pe care primăria le are, fie în domeniul privat, fie în domeniul public. Anul trecut am reușit să finalizăm cadastrarea terenului cu vegetație forestieră și pentru prima dată, după foarte mulți ani, știm și avem o situație exactă a suprafeței de pădure pe care noi avem în proprietate. Sigur că în paralel am făcut demersuri pentru cadastrarea suprafeței de pășune pe care o avem. Firma care a câștigat acea licitație ne-a depus o documentație pentru intabulare. Avem nevoie de acest proiect de hotărâre care să ateste la domeniul privat suprafața de pășune pe care dumneavoastră o aveți la mapă. Nou cod administrativ prevede că orice fel de închiriere sau concesiune de teren către persoane fizice sau juridice trebuie să aibă și extras de carte funciară și știți că noi avem vreo 100 de contracte către 104 contracte pășune către crescătorii de animale din Dărmănești. Acele contracte, o parte expiră, o parte expiră în mai și ca să putem să scoatem la licitație din nou acele suprafețe, trebuie obligatoriu să avem intabulări pe suprafețele de pășuni. Deci este o prioritate zero, să zic așa. Imediat după ce proiectul de hotărâre va fi aprobat, cred că de mâine documentele vor fi transmise către firma respectivă să facă demersuri pentru intabulare. Dacă aveți întrebări, dacă nu... Vă rog. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al UAT Dărmănești a suprafeței de 1829,7679 hectare de pășuni. Punctul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației, fază proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul modernizare strada minerilor în orașul Dărmănești, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică și de Urbanism. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnul primar. Da, una din prioritățile mandatului nostru a fost modernizarea infrastructurii rutiere și știți că de la bun început am spus că trebuie să depunem toate eforturile vis-a-vis de aceste lucrări de reabilitare a străzilor. Până în prezent, din 2016 și până în prezent, am reușit să asfaltăm peste 20 de kilometri de străzi din orașul Dărmănești. Sigur că
Mergem cu aceste proiecte mai departe și astăzi avem proiectul de asfaltare a proiectului tehnic. Aprobăm documentația de proiect tehnic, adică suntem după această fază, suntem în faza de lansare a licitației pentru execuția lucrărilor. Spuneam și a indicatorilor tehnico-economice, a devizului general pentru strada Minerilor. Și strada Minerilor are 1,8 km și avem nevoie de 2,5 milioane de lei ca să reușim să facem această lucrare. Sunt proiecte mari cu un impact serios asupra bugetului. La acest moment, sursa de finanțare, noi am spus, sursa de finanțare este din bugetul local. Vedem ce resurse găsim și cât din bugetul local putem suporta, în așa fel încât cartierul Boiștea sau strada Minerilor, cum spunem noi, să poată să intre în normalitate, să avem și acolo un drum asfaltat. Deci, repet, vorbim de 2,5 milioane de lei pentru strada Minerilor. Dacă aveți întrebări, vă rog. Domnul consilier Corpaz, vă rog. Deci mulțumesc, să știți că mâna domnului consilier Cotpas și Vasile și Mihai au insistat foarte mult pe asfaltarea acestui cartier, pentru că foarte, foarte multe probleme au venit din, și multe solicitări. Rugămintea mea, cetățenii care încă nu s-au branșat la canalizare, să facă lucrările de raport la canalizare, pentru că e posibil să începe lucrările anul 2020 și după aceea costurile sunt mult, mult mai mari pentru raport. Vă mulțumim, domnule consilier. Domnul Moise, vă rog. Domnul Roman și domnul Balaș. Nu puteți pentru asfaltarea străzii Grădulești, dar nu pot. Nici nu. Dar nu e, dacă mi-aduc bine aminte, nici n-ați votat asfaltarea străzii Grădulești. Când am aprobat noi bugetul dumneavoastră, ați fost aceea. Da. Domnul Balaș. Da, vă rog, concret, dacă aveți la, aici... Da, mi-aș dori și eu să văd strada Brătulești asfaltată cât mai repede. Da, eu pot să vă amintesc că în cartierul Brătulești, da, din 2016 și până acum, s-a asfaltat strada Orizontului, da, strada Valea Uzului și am asfaltat și pe Brătulești. Domnul consilier, dacă aveți pierdere de memorie, vă amintesc eu. Da? Era proiect, dar nu s-a finalizat, domnul consilier. Era de lucru. Nu s-a finalizat. În luna mai nu s-a mai putut finaliza lucrarea. Nu știu. Dar ați văzut termenul când trebuia să fie finalizat? Deci eu știu că în perioada 2016, eu vreau să, da, vreau să fim foarte corecți, în perioada 2016-2019, acolo s-a turnat asfalt pe strada Orizontului, strada Valea Uzului și strada Brătulești. Da, deci, sigur că intenția noastră este să continuăm cu asfaltările, dar de exemplu, în Boiște nu s-a turnat deloc. Mai mult decât atât, era vorba despre... Domnul consilier, era vorba despre strada Minerilor. Domnul Roman, vă rog. Sper să se țină cu acest proiect. Am văzut că grosimea stratului 600 de acolo circulă. Nu, mai uitați-vă o dată, domnul consilier. Mai uitați-vă o dată ca să nu dezinformăm. Ce scrie? Nu, ce scrie acolo? Grosimea. Nu, citiți, vă rog, care e grosimea. Domnule, mai uitați-vă o dată, pentru că sunt două straturi de asfalt acolo. Binderul de 6 cm, zura de 4 cm. Domnul consilier. Nu. Deci 10 cm de asfalt să poată este un proiect făcut. Acolo de la petrol, acolo trebuie să zic că e o arteră care leagă... Da, eu ce pot să vă spun, eu nu sunt proiectant. Noi am făcut contract cu o firmă de specialitate și, sigur, proiectul este făcut de o firmă de specialitate. Dacă îl făceam eu, poate, da. Domnul consilier, vă rog, nu faceți vreo. Va fi utilizat un reutilaj greu. Deci acel drum va avea restricții, el va, nu știu exact, 16 ore, ce știu eu acolo, și suficient. Intervenit. Vă mulțumim. Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În unanimitate? În unanimitate, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației, fază proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul modernizare strada Minerilor, a fost adoptat. Punctul numărul 20, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației, fază proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul modernizare strada Teiului și strada Poiana în orașul Dărmănești,
județul Bacău. A fost alizat de Comisia Juridică și Comisia de Urbanism. Inițiator, primarul orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rog. Da, spuneam și la proiectul anterior că am avut în vedere modernizarea străzilor și în cartierul Poiană și iată că suntem în faza de a aproba proiectul tehnic, indicatorii tehnico-economici pentru strada Poiană și strada Teiului. Și aici suntem undeva valoric la 2,1 milioane de lei. Cele două proiecte, proiectul care îl avem acum în discuții și proiectul anterior, totalizează aproximativ 1 milion de euro, o sumă mare pentru bugetul local. Cu siguranță acest proiect Teiului și Poiană, pentru că este un pic mai avansat, va intra în licitație de execuție înaintea străzii minerilor. Va fi un prim pas pentru cartierul Poiană, pentru că noi acolo am mai făcut niște lucrări de reabilitare a rigolelor. Aici proiectul vine să completeze reabilitarea rigolelor și ce am făcut în anii anteriori vin cumva să se plieze pe acest proiect. Va fi una dintre, strada Poiană cel puțin, una dintre cele mai frumoase străzi din Dărmănești, dacă vom reuși să facem acest proiect așa cum l-am gândit noi. Deci va fi una dintre cele mai frumoase străzi din Dărmănești. Eu îmi doresc ca în acest an să putem circula pe asfalt în Poiană și Teiului. Avem și niște lucrări de extindere a rețelelor de gaze și o parte din Teiului sper ca până de Paște sau undeva în luna mai să fie finalizate lucrările pentru extinderea rețelei de gaze ca să putem după aia veni cu asfaltare. Iată că vernisind foarte bine banii la bugetul pe care îl avem, putem să modernizăm și aceste străzi. Dacă aveți întrebări. Vă rog. Guvernamentale și buget local. Deci, la proiectele de hotărâre, noi am spus buget local, fonduri guvernamentale și fonduri externe. Orice fel de posibilitate. Da, la momentul de față, nu există la momentul de față sursă de finanțare guvernamentală alta decât ce a fost PNDL-ul vechi. Deci nu sunt... Linii de finanțare. Dar dacă se deschide ceva linii de finanțare, vom vedea. Dacă nu, poate, eu știu, vom gândi niște surse alternative de finanțare. Cert este că trebuie să finanțăm și veți vedea cum mai sunt niște proiecte care vin pe investiții serioase în Dărmănești. Domnul consilier, Milia, vă rog. Voiam să vă întreb, ați cadastrat drumul ăla din Colonii, strada... Deci avem petroliștilor și ghioceilor. Acele străzi, ghioceilor și petroliștilor, sunt în evidența rafineriei Dărmănești. Am făcut toate demersurile pentru predare către noi. A fost ceva o încurcătură acolo și... Domnul primar, vă rog. După ce le avem... În momentul când încercați să rezolvați așa, când preluați drumul, preluați și cu terenurile care să le atribuim proprietarilor de colonii. Nu. Am făcut solicitările astea, dar nu. Ei au spus în felul următor. Drumurile ni le dau cu tipul gratuit nouă, iar acele terenuri trebuie proprietarii să le plătească către ei, pentru că au datorii foarte mari, nu știu, firma de insolvență, nu știu. Și au spus că acele, încă ne ceream bani și nouă. Deci nouă pe ghioceilor și pe petroliștilor trebuia să le dăm bani, așa au zis. Și am spus, domnule, nu e corect, acele drumuri sunt publice, sunt destinate cetățenilor și... Și să intervenim ca să le reparăm. Și ei nu le reparăm și atunci ar trebui să le plătească impozitul. Eu m-aș bucura să le luăm, să ne le dea cu titlul gratuit. Asta e promisiunea pe care am făcut-o. Iar acele terenuri, fiecare persoană atunci, se duce și plătește nu știu ce sumă. Atunci propunerea mea este să, dacă ei nu, terenurile vor să-și le grijească, dacă nu le grijesc, să le punem... Eu zic să nu mai inflamăm, să preluăm străzile astea pentru... Nu să ne inflamăm, dar nu dau terenul la proprietari, sunt proprietari săraci, plecați, care ar trebui și-au cumpărat casele. Nu a fost în regulă atunci, trebuia să le dea și... Până am avut un proiect 20 de kilometri, 22 de kilometri, mai știu, unde a intrat toată Poiana, Chimia, așa, și care a picat acum câțiva ani. Eu sper că... Proiectul a fost făcut în mare parte a Napoda, pentru că, repet, inclusiv strada Ghioceilor și Petroliștilor era
erau prinse aceste străzi în acel proiect și noi nu eram proprietari pe străzi. Adică ar trebui să fim foarte atenți dacă se deschide vreun proiect de finanțare europeană sau cu siguranță. Să prindem toate, dacă urmărim anterior așa, să vedeți când Poiană, în cartierul Poiană, nu s-a intervenit cu aproape nimic de când. Deci prima investiție majoră este cea pe care am aprobat-o noi acum, da? Strada Poiana și Poiana și Poiana Guadalacului, care e, la momentul ăsta avem o grămadă de teren intravilan și așteptăm să dezvolte ceva pe acolo, dar trebuie să intervenim. Prima investiție majoră, v-am spus, este acest proiect de asfaltare a străzii Poiana. În urmă, vreau să vă mai amintesc sau să vă mai întreb, am avut o discuție despre proiectul de electrificare la coada lacului și am înțeles că s-a modificat ceva din partea eu nu am informația asta. A semnat, deci nu am date. Eu știu că am semnat contractul de finanțare cu ei pentru extinderea rețelei de curent la coada lacului. Va fi bugetat în 2020 cu o treime din valoare, 8 miliarde și cea 850. În sensul că ei s-a apucat anul ăsta de... Da. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și noi. Să punem la vot punctul numărul 20. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, în unanimitate. În unanimitate, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației, faza proiect tehnic a indicatorilor economici și a devizului general pentru obiectivul modernizare strada Teiului și strada Poiana a fost adoptat. Punctul numărul 21, proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 399 metri pătrați familiei Silo, Nicoleta Petronela și Paul Doru, în condițiile legii numărul 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală. A fost avizat proiectul de hotărâre de Comisia Juridică, Buget, Finanțe și Urbanism. Inițiator, domnul primar. Domnule primar, vorbim. Da, este o solicitare, așa cum spunea domnul președinte, cu legea 15, tinerilor căsătoriți. Am identificat un lot în zona Sălătrup, 399 de metri pătrați. Sunt condițiile prevăzute în legea 15, dacă nu construiesc în termenul prevăzut de lege, pierd acest. Noi încercăm, chiar am avut o discuție la nivelul serviciului de urbanism, să identificăm noi suprafețe de teren pe care să le alocăm tinerilor căsătoriți, pentru că avem cereri mai multe și nu prea mai avem loturi. Și să vedem unde trebuie să identificăm și în cartierul Brătulești, undeva trebuie și la Procu, da? Să putem, pentru că sunt familii care doresc să se stabilească în Dormănești, familii tinere, îndeplinesc condițiile, neapărat trebuie să identificăm. Și la planul urbanistic general se lucrează la acest proiect. Am cerut să identifice anumite suprafețe care să îndeplinească și condițiile, că trebuie să aibă utilități, drum, canalizare, energie electrică și așa mai departe. Vă mulțumim. Aveți întrebări? Domnul Balaș, vă rog. Avocatul Comisiei a spus că și compartimentul urbanist nu doresc că hotărârile Consiliului Local care le-am dat anterior privind modul proiectul. Da. Dacă mai aveți întrebări? Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 399 de metri pătrați, familiei Silo, Nicoleta și Paul, a fost adoptat. Punctul numărul 22, proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Dărmănești la realizarea obiectivului de investiție, înființare, distribuție de gaze naturale în localitatea Lapoș și Sălătruc, aparținătoare orașului Dărmănești, județul Bacău. Proiectul de hotărâre a fost avizat de către Comisia Juridică, Buget, Finanțe și de Urbanism. Inițiator, domnul primar. Domnule primar, vă rugăm. Da, una din problemele majore pe care au ridicat-o cetățenii, mai ales din cele două cartiere, Lapo și Sălătruc, a fost extinderea rețelei de gaz. Sigur că nu putem vorbi de oraș dacă nu avem un minim de condiții și rețeaua de utilități este obligatorie. Am făcut demersurile necesare încă din anii anteriori pentru a obține de la Delgas Grid
eu știu acei indicatori pentru extinderea rețelei de gaze și astăzi avem proiectul de hotărâre care va sta la baza înființării extinderii rețelei de gaze în cartierul Sălătuc și cartierul Lahoș. Și spunem noi că se aprobă investiția în ființare distribuție de gaze naturale în localitățile Lahoș și Sălătuc, aparținătoare orașului Dărmănești. Valoarea acestor investiții, aceste investiții, undeva 3.600.000 de lei, din care UAT Oraș Dărmănești are contribuția cea mai mare, 3.297.086 și Delgas Grid, operatorul, 401.794. Vorbeam mai devreme de 1.000.000 de euro în cele două străzi pe care le-am aprobat recent. Mai avem acum 3.000.000, aproape 300, pe care trebuie să cofinanțăm la rețeaua de gaze. Și mai discutam într-o ședință anterioară de încă 25 de miliarde extinderea rețelei de curent la Valea Uzului. Plus proiectele care le avem în derulare, avem nevoie pentru investiții în orașul Dărmănești să se vadă ceva concret, peste 190 de miliarde de lei vechi și aici sunt doar câteva, deci 19 milioane de lei, sunt doar câteva din proiecte. Sigur că noi am demarat aceste proiecte, o parte sunt din buget local, o parte sunt din surse naționale și, așa cum spuneam, o parte sunt din, prin contribuția operatorului și Delgas Grid aici, în acest proiect, vine cu 401.000 lei, iar în proiectul de extindere de electrică la coada lacului de 2 milioane jumate de lei. Aceste proiecte, la momentul de față, eu le-am gândit multianuale și cei 3.300.000 de lei am gândit finanțare din bugetul local pe 4 ani. Noi trebuie să facem demersurile și aici avem în spate studii de fezabilitate și așa mai departe. Dacă vom considera oportun ca aceste investiții să fie finalizate mai repede, va trebui să găsim o sursă de finanțare, un împrumut. La acest moment primăria nu are niciun împrumut, nu are nicio datorie niciunde. Și am putea să gândim un împrumut care să finanțeze extinderea rețelei de gaze la Sălătuc și la Lahoș. Pentru că, sigur că 4 ani e cam mult să stăm cu această... Dar vom decide la momentul respectiv. Problema este la un termen așa de lung, discutăm cu specialiștii, riscăm să tot reactualizăm valoarea investiției, pentru că de la un an la altul costurile cresc, mai ales costurile materialelor. Și dacă ne ducem pe 4 ani, acum discutăm de 3.600.000 de lei, s-ar putea peste 4 ani să fie, nu știu, o sumă mult mai mare. Pentru că de la an la an, inflație plus costuri cresc. Va trebui să facem o analiză foarte serioasă, fie mergem pe etapizat pe un proiect multianual și fiecare an alocăm 800 și ceva de mii de lei, așa cum am propus eu, o investiție preventivă, fie ne asumăm un împrumut, pentru că costurile cu acel împrumut sunt mult mai mici decât costurile materialelor vis-a-vis de cei 4 ani. Vom face o analiză, vom vedea, sigur că între timp poate reușim să găsim și o sursă de finanțare. Eu mă voi duce cu acest proiect și pe Ministerul Dezvoltării, se vorbește că va fi un PNDL pe gaze. Noi trebuie să avem toate studiile, dar sunt proiecte de investiții cu impact major asupra locuitorilor și sigur că trebuie să le facem cu prioritate aceste investiții. Dacă aveți întrebări? Întrebări? Domnul Apetri, vă rog. Și domnul Tăftiucu. Cetățenii satului Lahoș, în trecut au avut un primar din rândul lor, le-au făcut tot ce trebuie. Nu știu dacă mi-e să-și ceva în afară al asfaltului care este acum și ține de asfalt ca mai gazele, de ce fiu și la nu. Foarte bine. Foarte bine, ce-am spus. Nu mi-e lipsească nimic. Foarte bine. Poate viitorul legislatura dumneavoastră, declarați oraș sau cartier. Dar nu oraș. Are cultură. Vă rog frumos, lăsați-l. Ceea ce vreau să spun. Blocuri trebuie construite. Haideți, vă rog să vă dați. Vă rog frumos. Doamna ceea ce vreau să vă spun e ce satul Blocuri a fost mai prost față de Lahoși. Nu, de la 2 km jumate de asfalt. Atât a rog. Nu, nu, nu,
întrebare, și asta vreau să spun. Tot la sfârșitul mandatului mi-a venit. Sunt străzi la noi în blocul care nu este asfaltul. În considerent cu sicară lemn, ruta, pădurii, vermești. Eu cred că mașinile pot merge și pe asfalt, în drumul ăla. Iar în toate ulițele mai sunt pe acolo și continuarea asfaltării, fără ținută care vă rămas în plomul, cred că are o prioritate mai mare decât altă. Și aia și cred că canalizarea vreți. Deci noi am fost diferiți complet. Nu zic nimic pentru că a fost în statul Lavu și nu vreau să vă critic. Pentru că și eu, dacă aș fi fost, aș fi un și un bloc cu asumul ăsta. Dar gândesc, asta e lucrul meu și eu cuvântul la urmă, ca să ne luăm regulat. Dar mulți au vorbit, eu n-am vrut să vorbesc, că am vrut să vorbesc. Mâna mi-a închis gura, domnul. Vă rog, domnul consilier, vă ascult. Domnul consilier, poate bine primarul dumneavoastră, că tânăr și pune de ziua. Doamne. Părere. Fii ales. Vă rog, haideți că vreau să vă răspund, domnul Gepard. Vă rog, continuați. Da. Deci sunt multe probleme și în statul Plovu, pentru că veniturile, taxe și impozite în Plovu s-au încasat foarte mult față de alte lucruri. La cât s-a făcut? Pentru că au făcut 2 km jumate, adică a făcut 2 km la început și a făcut 1 km jumate, în măsă. Cu cât ați spus dumneavoastră, e foarte bine că am făcut și partea de altă a satului. Nu zic că nu ați făcut, nu ați preocupat de ce de statul Plovu. Dar gândesc că prioritatea era continuarea prelungirea gazelor în străzile care au mai rămas, pentru că sunt oameni cu gospodării bune și nu au gaze. Eu gândesc că dacă dumneavoastră în jurătul Lauș, veți merge și veți baga foreza și veți traversa și veți baga gazele pe asfaltul turnat cu asfă, eu gândesc că nu are nimic, dar nu are nimic de final. Da, eu am înțeles. Da, eu am înțeles. Eu vreau să vă spun următorul lucru. La Plopu, aveam închis asfaltarea în decembrie sau nu știu când am înțeles. Deci am făcut niște investiții și da. Vreau să vă spun că am luat în calcul extinderea rețelei de gaze la Plopu și mai fac precizare dincolo de acest proiect mare la Poși și Sălătrug. Noi mai avem încă 4-5 proiecte de extindere a rețelei de gaze. Săptămâna trecută am semnat contractul de execuție pentru extinderea rețelei de gaze pentru 5 străzi. Și vorbesc de strada Gării, Buciumului, Teiului și mai avem încă 2, nu mai știu care. În triaj. Da? 5 străzi până, eu știu, până în primăvară vor fi, acum se face proiectul tehnic. Mai avem, așteptăm documentația să ne vină toată extinderea rețelei de gaze în triaj. Da. Am avut o solicitare recent de la Plopu și dumneavoastră ați venit cu un tabel și la fel o să transmitem copiile pentru extinderea rețelei de gaze și la Plopu. Și vreau să vă spun că la Plopu este prins pentru etapa a doua pe POIM canalizare. Și acolo trebuie să vedem că dacă se pune proiectul ăsta în aplicare, deci o să trebuiască din nou să se creeze acolo niște disconfort. Eu încerc din puținii bani pe care avem să, sigur, să facem în fiecare cartier, pentru că e normal să faci la Plopu, dar e normal să fac și la Poiană și în Boieștea și oriunde, da? Vă încerc. Eu nu zic că nu. Eu zic că trebuie să facem lucrurile lucrurile. Sunt conștient că am lucrat pentru un domeniu și nu se mai avut în capul unui predat. Dar am trecut și am tot redat, dar pe sfârșit ați vândesc bun normal, foarte frumos, fiecare o vorbit cum vrut. Dar așa e și normal să treacă, suntem oameni normali, nu suntem. Nu, când am vrut să iei în rezultatele, mi-o fundat gura. Nu este legat și nu-i frumos. Da, deci fiecare... Nu cer respect, nu cer și nu cer niciodată. Dar bun, simt, da. Bun, dacă mai e ceva legat de proiectul ăsta, că ne lungim și mai avem multe discuții. Mai e problema altă. Da. Dacă e legat de proiectul ăsta. De canalizare. Așa. Am nevoie de... Deci, hotărârea de 2016, prin care trebuie făcut fundul la locul. Nu vreți să vă înscrieți la diverse? Haideți să terminăm, că mai sunt câteva puncte importante. Și dacă sărim de la una la alta, așa. Da?
cu tot respectul, cu tot respectul, vă rog, vă scrieți la diverse ședințe. Vă propun, da, să supunem la vot realizarea obiectivului de investiții, înființarea distribuției de gaze în Lapu și să vă domnul Turtucă. Haideți, domnul Turtucă, dați scurt, vă rog eu, că... Exact, am terminat în două secunde, gata. Deci, la Seatru, cu gaze, dea Dumnezeu, să ajungem să vedem gaze la Seatru Crașul. Investiții în Seatru, deci a fost apa, dar s-a dus. Vă amintesc că în 2016 am asfaltat drumul de la Bratu și până sub Baraj. Cred că n-ați uitat. N-am uitat. Este investiție în Sălătru. Vă amintesc că am făcut podul, tot în mandatul ăsta, am făcut podul care trece peste izvorul Negru, care era într-o râna. Vi-l amintiți? Da, nu ne-am amintit. Dar proiectul cu gazul tot s-a pus condiția că din cauza referendului nu se poate duce gazul. Proiectul cu gazul este un proiect cu extindere țării, este un proiect major pentru cartierul Sălătruc și eu îmi doresc foarte mult să ducem la finalizare, pentru că oamenii care sunt acolo pot să facă niște modernizări, să-i pună centrale pe gaze și așa mai departe. Deci, cu siguranță, este un proiect major și vreau să vă spun că din cele 3.300.000 de lei, aproape 70% sunt costurile pentru extinderea rețelei la Sălătruc. Ca să știți, n-am spus asta. Da? Deci 20 ceva de miliarde se duc pentru extinderea rețelei la Sălătruc, pentru că e foarte... A fost discuția că nu s-a înscris pentru gaze. Eu sunt de acord că mulți vrea să... Deci nu v-ați ținut de... Noi trebuie să găsim resursa financiară și să tragem conducta principală și după aia cei care au interes, sigur că se vor lega, da? Haideți să punem la vot. Domnul Despa, vă rog. Ce scuze și la colegii noastre, o mică analiză la cifre care le-ați prezentat. 3.000 de primăria, 400 de mii del gazul, chiar de seamnă 9%. 12%. Știți de ce? Pentru că au spus că nu este eficientă investiția. Mă gândeam la o chestie. Cu cei care ne comparăm, cei care suntem în Uniunea Europeană, când Neamțul își face o casă pe vârful muntelui, îi se duce gaze, îi se duce totul gratis la noi. La noi, 9% beneficiarul valorii al proiectului, atât se face. Vă mulțumim. Supunem la vot punctul numărul 22. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În unanimitate? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind aprobarea participării orașului Dărmănești la realizarea obiectivului de investiții, înființare, distribuție de gaze naturale în localitățile Lapoș și Sălătruc, a fost adoptat. Punctul numărul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local pentru proiectul Open Air Blues in the Garden Festival, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza legii numărul 350/2005. A fost adoptat de Comisia Juridică și de Urbanism, inițiator domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rog. Da. Vorbeam mai devreme de finanțările nerambursabile pe legea 350. Noi am aprobat pentru 2020 planul anual de investiții pentru acest tip de finanțări, da? Am alocat și am aprobat hotărârea privind regulamentul, da? Cum se alocă aceste finanțări. Și sigur că spuneam mai devreme că am avut două sesiuni, da? Noi am prins două sesiuni de finanțare. Prima sesiune am spus noi, a fost lansată în 2 decembrie și avem aici pe portalul Primăriei Orașului Dărmănești un anunț care spune că în perioada 2 decembrie 10 ianuarie ONG-urile interesate pentru a obține finanțări pot depune proiecte. În această perioadă am avut o solicitare din partea unui ONG de pe raza orașului Dărmănești pentru a susține în luna mai 2020 un proiect de anvergură, un proiect inedit pentru localitatea noastră și aș spune pentru județul Bacău. Este vorba de un concert de blues, un concert internațional care să se desfășoare la Dărmănești în piațeta din fața primăriei. Sigur că am parcurs etapele premergătoare inițierii proiectului de hotărâre și comisia nominalizată prin hotărâre de Consiliu
a analizat proiectele depuse în sesiunea, prima sesiune, 2 decembrie, 10 ianuarie 2020. Au fost două solicitări. Una din solicitări nu a fost eligibilă pentru că tipul de cheltuială se încadra în cheltuieli neeligibile și trebuia suportate de către ONG-ul care a solicitat. Și al doilea proiect, depus de Asociația Sunetul Munților, Open Blues in the Garden Festival, care astăzi este reprezentat aici de președinte, de domnul Marius Diaconescu, și pentru a putea înțelege mai clar despre ce este vorba, dați-mi voie să îl rog în 5 minute să ne prezinte acest proiect. Eu am să mă retrag un pic ca să nu încurc, să nu încurc ce e. Cred că becul ar trebui stinse, nu? Hai să stingem. Vasile, stinge un pic și interpolarea. Vreau să vedem despre ce este vorba. Ștergeți un pic și... Ștergeți un pic de acolo. Dar de ce nu am să... Da, reglează un pic și... Da, nu se reglează ca de sincer, pentru că... Da, noi avem mai decât. Dă-l mai în spate, dacă nu. Domnule primar, doamnă și domnilor consilieri, vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care ne oferiți de a prezenta acest proiect. Aș vrea să vă cer îngăduința să fie mai mult de 5 minute, că e greu în 5 minute să... Dar o să mă încadrez în area 15-20, de care zicea președintele, că dacă în 15-20 minute nu poți să explici ceva cuiva, o să te duci acasă. Înainte de a începe prezentarea, aș vrea să facem o scurtă introspecție în trecutul foarte apropiat. În 2016, atunci când eram colegi, am inițiat o hotărâre de Consiliu Local referitoare la marca fabricată în Dărmănești. Deși la momentul ăla erau priviri și gânduri circumspecte, dumneavoastră ați avut inteligența de a aproba acel proiect, în unanimitate. Și astăzi, Dărmăneștiul este singurul UART din județul Bacău care are o marcă înregistrată. Aproape în mod firesc a venit al doilea proiect, realizarea târgului de produse tradiționale la porțile Nemirei, sub umbrela fabricată în Dărmănești. Și a fost un succes. Pentru producătorii locali, pentru cei care ne-au vizitat localitatea, localitatea a fost mediatizată ca niciodată pe două posturi naționale de televiziune, pe un post național de radio și, evident, pe posturile regionale. Spun că evenimentul a avut succesul așteptat pentru că a fost și ediția a doua. O ediție care a avut un anumit caracter. S-a petrecut exact în timpul unei campanii electorale. S-a petrecut în timpul campaniei electorale pentru europarlamentare. Și deși era campanie electorală, participanții, candidații la fotoliul de europarlamentar au participat la acel eveniment, cum e și firesc de altfel, și au expus platforma program, cum e și firesc de altfel. Pentru că, dragilor, politica este una și evenimentul este alta. Partidele politice sunt doar instrumentul, vehiculul prin care evenimentele se pot realiza. Aproape în mod firesc a venit al treilea proiect și acesta a fost totul unitar. Unicul muzeu istoric în aer liber din România, care poate este prea puțin mediatizat. Au avut alții grijă să-l mediatizeze. Noi încă avem sincope în a ne mediatiza realizările. Dar a venit vremea să trecem la next level. Și de aceea vă propun un proiect inedit pentru județul Bacău, unic în județul Bacău,
și cu un anumit caracter de specificitate și pe zona Maiorii. Open Air Blues in the Garden. S-a vorbit aici despre concerte, despre festival. Da, vom avea concerte și cântări, cum îmi place bine să le spun, pe o anumită secțiune. Însă evenimentul este structurat pe două secțiuni. Avem o secțiune dedicată artiștilor plastici și scriitorilor. Pentru prima dată în Dărmănești se va organiza vernisajul unei expoziții, în care patru artiști plastici de nivel național vor expune lucrări din colecțiile private. Aici o să-mi dați voie să citesc, pentru că nu vreau să ratez niciuna dintre meritele artiștilor, pentru că așa e și normal. Unul dintre artiști este Băcoanul Mihnea Baran, absolvent al Colegiului de Artă George Apostol din Bacov, promoția 2000, al Academiei de Arte Vizuale Ion Alexandrescu din Cluj, promoția 2004, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din 2007. 14 expoziții personale și numeroase participări în expoziții de grup și tabere de creație naționale și internaționale. Al doilea invitat este Sorin Nicodim, de origine din Târgu Ocna. Absolvent al Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, promoție 1977. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, secția pictură din 1980. Membru al Asociației Pasteliștilor din Polonia din anul 2007. Multiplu premiat în țară și în străinătate. Expoziții personale și de grup în Japonia, Germania, Olanda, Polonia, Lituania, Ungaria, Slovacia, Bulgaria, Ucraina și Moldova. Lucrările ale artistului se află în colecții private din România, Germania, Danemarca, Iugoslavia, Statele Unite, Franța și Grecia. Al treilea invitat este graficiana Ioana Florin Banciu, absolventă a Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Arte Plastice, secția grafică în 1998. Doctorant al Universității de Vest, Timișoara, Facultatea de Arte și Design. 23 de participări la expoziții naționale, 13 participări la expoziții internaționale din Republica Moldova, Egipt, Ungaria, Germania, Marea Britanie și Olanda. Lucrări în colecțiile particulare din România, Franța, Spania, Olanda, Germania și Statele Unite. Și în fine, al patrulea invitat, care completează careul de aș, este doamna profesor Eugenia Rubica Gregorie. La fel absolvent al Universității de Vest din Timișoara, doctorant, cu 6 expoziții personale în România și Germania, peste 50 de participări la expozițiile internaționale și de grup din România, Germania, Ungaria, Portugalia, Lituania, Franța, Polonia și Macedonia. În Marea Britanie, Egipt și Olanda, 60 de participări la expozițiile internaționale, 80 de participări la expoziții locale și regionale, 13 nominalizări și premii naționale și internaționale. Aceștia sunt invitații artiști plastici, care vor expune, în cadrul expoziției Culoare, Sunet și Lumină, lucrările lor. Iar pe timpul zilei, între conferințele de presă și cântările de seară, vor realiza lucrări liber în piațeta de lângă noi. Lucrări care, la final, vor fi donate către asociație, iar asociația le va dona către unitățile de învățământ din Dărmănești. Și Consiliul Local. Către unitățile de învățământ din Dărmănești. Da. Al doilea invitat este cunoscutul scriitor Paul Banciu, care își va lansa pe data de 31, tot în secțiunea aceasta, dar a doua parte a secțiunii, este scriitorul Paul Banciu, care își va lăsa ultima sa carte la Dărmănești pe 31 mai 2020. Paul Banciu este absolvent al Facultății de Filozofie din cadrul Universității Babeș Bore, al Facultății de Arte Plastice din cadrul Universității Timișoara, a primit de-a lungul carierei 11 premii ale Uniunii Scriitorilor de România, a realizat scenariile pentru 4 filme artistice, a publicat 22 de cărți, este colaborator în 16 reviste literare din România, Serbia, Germania, Franța și Olanda. Este cetățean de onoare al municipiului Timișoara din 2014,
iar în 2002 a primit Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler, acordat de președintele României. Și cu aceasta se închide prima secțiune a acestui eveniment. A doua secțiune este cea a cântărilor de seară, în care în două zile vom avea câte 5 trupe în fiecare zi, cu invitați din Marea Britanie, Norvegia, Serbia și România. Asociația pe care am înființat-o este membră din luna decembrie cu drepturi depline a European Blues Union. Și eu nu știu cât se știe despre Dărmănești la Bruxelles, dar de acum 4 zile se știe despre festivalul de la Dărmănești. Dacă veți accesa pagina de Facebook a organizației, veți găsi informații despre Dărmănești, nu doar despre festival, ci și un video de promovare în care apare barajul de la Valea Uzului, Castelul Știrbei și principalele obiective din Dărmănești. Aproape toți invitații au trimis și un mesaj pentru fani și pentru fani. Aș vrea, dacă se poate, să puneți mesajul lui Will Wilde din Anglia. Will Wilde a fost nominalizat de 4 ori la titlul de cel mai bun muzicoțist din Marea Britanie. Vine pentru prima oară în România și vine la Dărmănești. De Consiliu Extraordinară la care să discutați. Pentru că este foarte lesne de a face și o înfrățire între localitatea din Norvegia și Dărmănești. E foarte frumos și în Ucraina și în Moldova, dar cred că drumul trebuie să fie spre vest. Acum puteți spune.
invitat, drag sufletului meu, și cei, fiind și cel care a acceptat pentru prima oară, a fost primul care a acceptat participarea, este Marcian Petrescu, de origine din Onești, și care a transmis un mesaj care mi se pare foarte interesant. Aș vrea să-l pun și pe acela. Banii aceia se vor reîntoarce la Consiliul Local. La Consiliul Local. Se vor reîntoarce la localitate. La localitate. Da? Dar investiția este cea mai importantă investiție, este cea pentru viitor. Pentru că noi nici nu am început ediția 1 și avem 3 înscrieri pentru ediția 2. Din Australia, din Serbia și Maica Codorojan din România, care s-a înscris târziu și nu, plana a fost stabilit și bugetul limitat, atât s-a putut face. Aș vrea să vă citesc ce au făcut alții. Festivalul de blues de la Focșani. Totul este posibil datorită Asociației Culturale Estica, cu sprijinul autorității locale, a primăriei municipiului Focșani și a Consiliului Județean Vrancea. Ghilimele. Am fost foarte încântată să vin aici. Sunt în România de un an și încă nu am reușit să vizitez toate locurile pe care vreau să le văd. Motivul principal al vizitei mele a fost Focșani Blues Festival, la care am participat duminică seara. Dar mai sunt și alte lucruri pe care am plănuit să le fac aici. Abigail Rapp, adjunctul ambasadorului Statelor Unite în România. Săptămâna aceasta am trimis invitații de participare către Ambasada Statelor Unite ale Americii. Festivalul de blues de la Suceava se derulează ca proiect realizat cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Suceava. Festivalul a adunat mii de oameni din toate colțurile țării, spectatori care au venit din Cluj, Botoșani, Viena și Suceava. Americanul Clay Windham a mărturisit după cele 20 de festival că, ghilimele, suntem fericiți că putem trăi într-un asemenea loc. Nu ne dăm seama ce pomoară, nu vă dați seama ce pomoară aveți aici. Aceasta fiind prima sa vizită în cetatea lui Ștefan cel Mare. Dar cel mai important festival, după părerea mea, cel de la Brezoi. Cine am mai auzit de Brezoi? Open Air Blues Festival Brezoi, probabil cel mai apreciat festival de blues din România. În 2019 a avut parte de susținerea
Consiliului Local Vâlcea, a Consiliului Județean Vâlcea și aș vrea să vă citesc declarația unui deputat PSD din Vâlcea. Ghilimele. Open Air Blues Festival Brezoi, poate cel mai apreciat festival de blues din România, și-a deschis porțile în perioada 18-21 iulie 2019, în orașul Brezoi din județul Vâlcea. Open Air Blues Festival Brezoi a fost inițiativa Asociației Mentoro și este organizat în parteneriat cu Primăria Brezoi și susținut de Consiliul Județean Vâlcea. Felicitări organizatorilor și celor care s-au implicat în acest proiect, care s-a dovedit a fi unul dintre cele mai apreciate din România. Eugen, deputat PSD de Vâlcea. Nu le surprinde că sunt toate normale. Domnilor, dacă jucăm la mic, vom rămâne mici. Dacă jucăm la mare, avem șansa să ajungem acolo unde ne este locul. Locul Dărbăneștiului este sus. Sprijiniți acest proiect, așa cum ați avut inteligența să sprijiniți și celelalte proiecte. Vă mulțumesc! Eu pentru mine acum am primit. Bună primară, ce scuze, înainte a fost mai tare. După ce sunt 3 ore aici de-am transpirat, fiind un băiat foarte sucru, un video de așa. Poți să iau aici? Sigur! Președintele Negoșiu a greșit aici. El nu i-a greșit. Președintele de ședință, sunt de consiliu, domnul președinte. Aprindeți de. Sunt președinte de ședință, nu de consiliu. Eu aș vrea să continuăm ședința de Consiliu și după expunerea foarte frumoasă făcută de Marius, în calitate de inițiator și președinte al Asociației Sunetul Munților, vreau să vă spun că acest proiect a fost depus în 4 decembrie la secretariatul primăriei. Și sigur că proiectul are în detaliu și o propunere financiară legat de nevoia de finanțare. Și acest proiect a fost depus în perioada de selecție a proiectelor cu finanțare nerambursabilă. El a fost înregistrat în 4-12-2019 cu numărul 21.721. Și pe data de, nu mai știu, 15 sau 16 ianuarie, comisia formată, nominalizată prin dispoziția, prin hotărârea de Consiliul Local, s-a întâlnit și a analizat dacă acest proiect îndeplinește condițiile prevăzute de legea 350, de eligibilitate și așa mai departe. Și în urma întâlnirii, comisia a verificat eligibilitatea proiectelor, pentru că legea 350 finanțează anumite categorii de activități. Spune că finanțează partea eligibilă și mai puțin partea neeligibilă. Aici... Îmi cer scuze, pot să vă spun? Te rog. Finanțarea din cadrul pe care am solicitat-o este exclusiv pentru plata artiștilor și a instalației de sunet. Da, voiam să spun eu asta. Semnate și se află deja la primărie, deci un lucru foarte limpede. Și clar, transparent. Și sigur că dacă o să fie întrebări, o să te rog să răspunzi la... Da, colegii din comisie au analizat dacă proiectul îndeplinește acele condiții de eligibilitate și avem aici un punctaj fără probleme și la final comisia propune ca acest proiect să fie finanțat, este declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza legii 350 și spun dumnealor acolo că se va iniția un proiect de hotărâre în acest sens care va fi supus aprobării Consiliului Local. Care este asta? Acum, în regulamentul pe care noi l-am aprobat, am spus acolo undeva că cel puțin 30% din valoarea proiectului trebuie să fie finanțată de cel care solicită finanțarea.
Valoarea pe care a solicitat-o Marius și după analiza pe care a făcut-o el, este, se ridică valoarea financiară la 240.000 de lei, dintre care 140.000 de lei susține Asociația Sunetul Munților, adică mult mai mult decât 30%, deci undeva 60, nu știu, 60 și ceva la sută. Și solicită ca 100.000 de lei să fie acordate în baza legii 350 pe 2005 de către Consiliul Local. Spunem noi aici că deci valoarea totală a proiectului este de 240.000, din care finanțare nerambursabilă din bugetul local 100.000, finanțare din partea Asociației Sunetul Munților 140.000. Și sigur că finanțarea pe care o obține asociația, cred că este de la sponsor, nu știu exact sursa, pe cei 140.000. Suma, da, altă sumă nu e. Suma menționată la articolul 1 va fi alocată din bugetul local, mai spunem noi aici. Contractul de, se va încheia, dacă trece acest proiect, se va încheia un contract de finanțare nerambursabilă pentru proiectul Open Air Blues in the Garden Festival. Orașul Dărmănești va finanța doar cheltuielile eligibile, da, și numai în condițiile prevederilor privind alocarea finanțărilor nerambursabile. Și aici fac precizarea că la cererea de solicitare de finanțare, Marius a depus acele contracte, toate contractele cu artiștii, adică exact fiecare artist cât costă și așa mai departe, cei pe care i-a prezentat, iar noi finanțăm, dacă va fi aprobat proiectul, acele contracte, da, care sunt eligibile. Totul sunt pentru ațărame, totul prin bani. Deci da, și... Deci nu se lucrează în contractele sunt la mine, nu, din a lui a semnat un... Da. Există patru dintre artiști care au pus o clauză de confidențialitate. Sumele, pentru că negocierea a fost una țigănească. Așa că, dacă vreți să le vedeți, cine e interesat are de gând. La mine, dar nu putem să spunem valorile. Da. Dar da. Ele sunt. Eu aș vrea să mai precizez că pe toată perioada derulării contractului de finanțare, noi vom nominaliza o comisie care monitorizează, da? Deci o comisie care va monitoriza derularea acestui proiect. Și în regulamentul pe care noi l-am făcut, spunem că în prima etapă se alocă 50% din valoare, după care se prezintă un raport în, la primărie cum s-a cheltuit, pe ce s-a cheltuit. Comisia aia pe care o nominalizăm noi avizează dacă acele cheltuieli au fost eligibile, după aceea se dă tranșa a doua și după ce se închide evenimentul, în termen nu mai știu câte 15 zile, el poate, asociația poate solicita ultima tranșă de bani, sigur în baza unui raport făcut. Legea prevede foarte clar pașii pe care trebuie să-i parcurgem. Acum, eu aș vrea să vă mai fac câteva precizări, dincolo de ce a spus Marius. Este un proiect care ridică Dărmăneștiul foarte mult. Ați văzut că la nivel de județ Bacău nu au fost evenimente de genul ăsta. Este cu participare internațională și este un lucru extraordinar de bun. Vreau să vă spun că, pe foarte pe scurt, Marius a prezentat o parte din avantajele pe care comunitatea noastră le-ar avea în urma unui eveniment de genul ăsta, dincolo de cunoaștere, recunoaștere internațională. Ați văzut că pentru prima dată se vorbește la Bruxelles, la acea asociație, care este o asociație foarte renumită, formată din peste 350 de muzicieni internaționali, la nivel de, nu știu, 25 de țări din Europa au reprezentanți acolo. Proiectul Marius a fost admis și asociația a fost admisă în acest grup foarte select și foarte restrâns și ei ne fac publicitate de la nivel de Bruxelles în toată Europa. Vreau să vă spun că deșteptarea a preluat de acolo și dacă aveți idee, puteți citi deșteptarea, deșteptarea și în ediția de ieri. S-a prezentat exact ce vă spun eu acum, că acea asociație de muzicieni europeană face eu știu, reclamă la acest eveniment din Dărmănești. Și vreau să vă spun că pe orizontală, dincolo de acest impact mediatic și de recunoaștere internațională a localității și națională, sunt și o grămadă de avantaje, pe orizontală spuneam, pentru că acei iubitori de muzică care vin din afara localității vor fi cazați aici, vor mânca în această localitate, vor cunoaște
zona cu bunele și cu relele ei, se vor întoarce în, eu știu, în timpul anului, poate în excursie și așa mai departe, și în felul ăsta, practic, noi ne atingem un alt obiectiv, acela de a promova turismul în zona Dărmăneștiului. Și ce vorbeam noi de declararea zonei Valea Uzului zonă turistică de interes local, stațiune turistică local, corelat cu celelalte proiecte pe care le avem, poate deveni o țintă mult mai apropiată. Sigur că deja se fac discuții pe cazări. Vreau să vă spun că avantaje sunt nu doar pentru dămăneșteni, ci pentru această regiune, pentru că deja sunt rezervate cazări la Tăgovna, la Slănic, la Mărești, la Comănești, prin Dărmănești și așa mai departe. Se estimează participarea câtorva mii de oameni din, țară și nu numai, da? Sigur că noi în acea perioadă aveam și târgul de produse tradiționale, ediția 3, și cred că o să o dăm un pic mai înainte cu o zi, două, ca să nu intrăm în, eu știu, zona de, festival de blues. Mi-aș dori tare mult ca cu înțelepciunea de care dați dovadă să aprobați acest proiect și să putem să vorbim și de ediția a doua, a treia și de ce nu a zecea. O să vedeți că la ediția a doua, dacă astăzi noi venim cu o sumă destul de mare și îi facem un efort financiar să sprijinim, sunt convins că la edițiile următoare se vor alătura sponsori serioși și în alte localități, dacă pe care le-am amintit, Marius, dacă la început au venit, nu știu, consiliile locale s-au asociat, la a doua, a treia ediție, deja contribuția Consiliului Local este mult mai mică, pentru că sunt mult mai mulți sponsori și arată interesul pentru astfel de evenimente. Și eu sunt convins că în anii următori contribuția noastră va fi alta, comparativ cu avantajele pe care le avem. Și dincolo de toate nevoile pe care noi astăzi sau ieri sau în ședințele anterioare le-am discutat, cu drumuri, cu gaze, cu ce mai avem noi acolo, trebuie să ținem cont de cultură, pentru că orice am face noi fără școală, fără cultură și așa mai departe, nu ne putem ridica la țintele pe care ne le-am propus. Deci trebuie să investim și în cultură și cred că este unul din proiectele foarte, foarte ambițioase pe care Dărmăneștiul la momentul de față le are. Sincer, mă bucur tare mult că Marius a avut inițiativă, pentru că trebuie să ai o doză de nebunie mare ca să te implici într-un astfel de proiect. Este foarte greu de gestionat și este, sunt elemente la prima ediție pe care nu le știi, nu le cunoști. Oameni, artiști din străinătate, ați văzut, spunea Marius, din artiști din Marea Britanie, care dimineața nu știu unde concertează, iau avionul, vin la Iași. Concertează la Maastricht. Deci la Maastricht concertează la Maastricht, vin cu avionul la Iași, de la Iași vin la Dărmănești la ora după. Adică sunt niște lucruri foarte, foarte greu de, gestionat. Repet, din punctul meu de vedere, este o mare provocare, este o șansă enormă pentru Dărmănești să poată organiza un astfel de eveniment. Vreau să vă spun că la nivelul Asociației Montesa, din care noi facem parte, se vorbește de, destul de serios de acest eveniment, pentru că, sigur, sunt efecte în regiune. Deja și primarul de la Tăgovna, și cel de la Slănic, și cel de la Moinești și-au avut discuții cu, eu știu, ce au dumnealor acolo, operatorii din turism, hotel și așa mai departe, pentru a putea caza o parte din acești turiști, pentru a le arăta frumusețea și cred că zonei, și cred că vom gândi un pliant ca în timpul zilei, poate, eu știu, turiștii vin mai repede, o zi, două, să poată să viziteze Salina, barajul de la Dărmănești, Slănicu, Moineștiu, Comăneștiu și ce mai avem noi în zonă. Și atunci ne vom întâlni și fiecare primar din zona respectivă va propune niște obiective pe care acești turiști să le poată vizita. Și, repet, eu cred că este cea mai mare provocare pe care Dărmăneștiul a avut-o de mulți ani încoace, cel puțin din 90 încoace. Rămâne să analizați, da, și
Acest festival nu este gratis. Marius spunea acolo, sunt niște bilete, pentru că 140.000 cât cofinanțează ei, înseamnă și vânzarea unor bilete. Biletele deja s-au pus pe site-urile de specialitate în vânzare, pe iabilete.ro sau pe ce îi. Deja oameni din afara județului nostru și chiar din străinătate cumpără bilete. Adică este o treabă foarte serioasă. Evenimentul se va desfășura în fața piațetei aici, în fața primăriei. Va fi, eu știu, strada închisă, nu știu, ne gândim. Problema este să găsim înțelegere, resursă financiară, pentru că sunt foarte, foarte multe alte probleme care vin după. Eu, dacă mai aveți întrebări, vă rog, spuneți-mi și în funcție de posibilitatea mea de a înțelege lucrurile, răspund sau dacă vă rog pe Marius. Mulțumim, domnule primar. Domnule Moise. Da, după prezentarea făcută, probabil va fi un spectacol frumos. Artei de renume, dar stau și mă gândesc, sunt atâția copii în Bărmărești care și-ar dori să ajungă și ei artiști. Noi, aici, cu ce putem ajuta? Nu i-am ajutat cu nimic. Da. Sunt ființă în un centru în care să meargă să... Eu știu, este centrul la Comănești și la Dofteni. Este centrul la Spital, este domnul Pihor Amucii. Da, și vă rog, vă rog, haideți să ne ajutați. Haideți să ne ajutați. Cum să nu fie? Cum să nu fie? Haideți să vă răspundă. Haideți să auziți. Vă rog, eu domnul. Eu am avut bunul simț și am lăsat pe toți să vorbească. Vă rog, vă rog. Nu pot să vorbesc, de fiecare dată să găsești câte unul care probabil și-a uitat bunul simț acasă. Vă rog, domnul consilier, haideți să plece. Mulțumesc foarte mult, o să mai comentez data viitoare. Pot să răspund sau cum mai e? Mulțumesc, nu. Da, eu am să încerc să vă răspund, eu rugămintea mea este. Nu mai interveniți. Vă rog, domnul consilier, vă rog, domnul consilier, vă rog, domnul consilier, nu învață să danseze, învață să cânte la diferite instrumente. Văd o trupă de dans care a fost în toată țara asta și în străinătate. Toate susținute din bugetul local și ajutați pe primării cât se poate din urmă. Câți din copiii noștri Dărmânești au fost? Da, eu am să vă, am să vă răspund, da. Domnul consilier. Eu am frumos să facem și dar să avem zilul și din copiii noștri. Da, bravo. Și să vă amintesc că împreună am făcut un efort și am cumpărat Casa de Cultură. De ce? Pentru a dezvolta aceste activități culturale și nu numai. Vreau să vă spun că se fac eforturi și avem depus acest proiect de Casa de Cultură și o spre finanțare și o să vedeți că în perioada următoare, dacă Dărmăneștiul n-a avut o Casă de Cultură și n-am avut până în 2017 sau până am cumpărat-o noi, în perioada următoare va fi finalizată această Casă de Cultură nu pentru noi, cei care avem o anumită vârstă, ci pentru tânăra generație. Tot pentru tânăra generație, vă amintesc, am cumpărat baza sportivă la care am investit destul de mult și uite că astăzi sunt acolo mai multe grupe de elevi care, sigur, desfășoară activități specifice. Eu mă bucur foarte mult că ați ridicat problema asta, îmi doresc foarte mult să avem și noi la Dărmănești o trupă de dansatori și așa mai departe, dar, repet, am rămas foarte, foarte în urmă noi ca localitate și acum încercăm să ne ridicăm, să ne scuturăm și să ne aliniem cu celelalte localități care fac treaba asta de mulți ani în urmă. Pentru că ei au primari serioși cu mulți ani înaintea noastră. Și de aia sunt înaintea noastră. Și Comăneștiu, și Dofteana, și Moineștiu, și Turgovna și așa mai departe. Noi facem eforturi supraomenești la un moment dat, din resursele pe care le avem, să putem și să asfaltăm, să avem și bază sportivă, și casă de cultură, și așa mai departe. Deci, eu apreciez punctul dumneavoastră de vedere, dar trebuie să înțelegeți că, la acest moment, facem aceste eforturi. Dacă nu investeam în casă de cultură, să o luăm, da, aveați perfectă. Dacă nu cumpăram baza sportivă, da, puteați să spuneți. Dar de la cota minus, când am preluat în 2016 administrarea primăriei, unde am ajuns acum, este un salt destul de mare. Numai acel festival de a producătorilor de, eu știu, produse montane. A ridicat această zonă. Au venit de la Slănic și până la Ghimeș oameni care au expus unde? La Dărmănești. Și este un mare lucru și mă întâlnesc cu foarte mulți oameni din județ și numai care vin și îmi spun că au luat niște produse extraordinare de la Dărmănești. Chiar dacă ele au fost produse la Ghimeș, la Asău, la Slănic sau unde au fost ele produse. Este un mare lucru, este un mare lucru și noi trebuie să fim aici un pol de echilibru între
localitățile din jurul nostru și nu putem să o facem cu o gândire mică. Exact ce spunea și Marius, trebuie să vizăm proiecte mari, să ne ridicăm, să fim deasupra unor, eu știu, concepții depășite cu nu știu câți ani și după aia să ne judece cei care vin după noi. Mulțumesc, vă rog, domnul cine Marius, mai e. Domnul Marius, Diaconescu. Cred că la întrebarea domnului să pot să dau și un vă rog, domnule. Ocazia... Puțin mai tare. Așa cum am spus, Georgius este profesor de muzică. Așa cum am spus, mi-a confirmat faptul că își dorește să realizeze un proiect între liceul din Dărmănești și universitatea la care predă, Universitatea de Muzică. Să facem schimburi culturale între tinerii din Dărmănești și cei din Norvegia. Va fi un moment prielnic pentru a putea porni, dacă până acum nu s-a pornit. Și artiștii plastici care, cu siguranță... Artiștii plastici, copiii vor putea sta la grădini, să învețe, să... Dacă până acum nu s-a făcut, asta nu înseamnă că trebuie să stăm și să plângem că nu s-a făcut. Vichigi au cucerit lumea, nu cu plânse, ci cu forță și încredere. Aveți încredere. Dacă mai să la întrebarea, că nu avem grijă de copii. Când s-a dat invitația să mergem toți consilierii la doamna Sânziana Milea, să vedem ce poate să facă cu niște copii săraci, n-a venit cu domnul Vasile Teotiucă. Domnul Vasile, putea să-i spune și domnul Caru, băi, hai să mergem la doamna Sânziana să vedem ce face acolo cu copiii. Hai. Făcea pictură, avea profesor de chitară. Acestea fi mai frumos, vă rog. Nu ați răspuns. Domnul Palașel. Păi a fost patru mai invitat. Nu, că nu am bani de iurea. Deci invitația a fost pentru un consiliu local. Domnul Palaș, vă rog. Păi... Domnul Balaș, nu am să vă rețin prea mult, dar cred că există o lipsă de comunicare și de multe ori ne puneți în fața faptului împins, știți? Aprobarea, noi suntem de acord cu acest spectacol, cred că nu-i nimeni nevoie să nu fie de acord cu acest festival. Problema e că nu comunicăm la timp și mi se pare așa un pic pe repede înainte făcute lucrurile. Aprobarea finanțărilor nerambursabile, conform metodologiei, ar trebui să urmeze niște pași. Și tot am scos de pe site și am zis, am văzut acolo, ar trebui să se facă dezbateri publice pentru fiecare vid, participarea societății civile, a tuturor celor interesați, precum și factorii decizionali, din primărie sau așa. După aia urmează aprobarea acestor ghiduri, da? Și în ultimul rând, publicarea pe site-ul primăriei acestor proiecte sau într-un ziar local, conform legii 350/2005. Regulamentul ăsta l-avem deja din 2000. Știu că l-aveți, dar nu știu, comisia care a analizat. Nu, comisia care a analizat acest proiect sau aceste proiecte au urmărit acești pași sau nu? Asta m-ar interesa. Cu siguranță. Da. Studiam, am fost convocați, eu sunt, fac parte din comisie, am fost convocați în decembrie, în ianuarie, pe 16 ianuarie și acum tot două zile. Da. Și am participat. Da. N-a putut veni doar domnul consilier Desma, că era acolo. Unde este a fost? Deci în decembrie n-a fost. Ba da, nu, în ianuarie a fost, pe 16. Nu, asta mi se pare, că nu s-au făcut pașii respectivi. Adică ar fi trebuit să mai treacă o ședință? Nu știu, trebuia în decembrie. De ce n-am făcut chestia asta? Dacă păi ați știut... Până în decembrie? Nu, ghidul. Deci... Regulamentul ăla de celălalt. A fost celălalt regulament pe care l-ați votat în 2018, l-a inițiat domnul Diaconescu când era dumneavoastră consilier. Da.
Deci o port să vă aduc hotărârea de Consiliul Local de Arhitect. Nu, a fost modificat sumele, deci acum în astea, deci a existat modificare. Inclusiv cultura, inclusiv sportul, am prins în sumele. Am înțeles, mai multe. Da, deci aia, acolo el a fost dat acel regulament, ca și cum ar fi un singur proiect. Noi am prins toate posibile finanțări. Eu zice să fim un pic mai deschiși, așa zic după mine eu. Ar fi bine să fim mai deschiși, să comunicăm, să vorbim. E vorba de bani aici, banii localității. Și dezbaterea publică și-a le-a răsuit. Mulțumim că atât mai sunt întrebări. Dacă nu doresc și eu să-i mulțumesc domnului Diaconescu pentru frumoasa prezentare tehnică la obiect și cu un impact major asupra orașului nostru. Mulțumim domnule primar în calitate de inițiator a acestui proiect. Supun spre aprobare punctul numărul 23. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. Abțineri. Domnul Balaș, domnul Roman, domnul Florian, domnul Apetre, cum se vezi? Ați votat. Așa, domnul Petrucă? S-a votat. Domnul așa. Bun. Domnul Despa. Împotrivă. Domnul Despa, vă abțineți? Da. Abținere. Deci cu 13 voturi pentru și cu 4 voturi în abținere, domnul consilier Balaș, domnul Roman, domnul Florian și domnul Despa s-au abținut. Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local pentru proiectul Open Air Blues in the Garden Festival, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza legii 350/2005, a fost adoptat. Punctul numărul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE Ecosud SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078/1087/16/04/2018. Proiectul de hotărâre este avizat de Comisia Juridică, Buget, Finanțe și Urbanism. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule da, primar, spuneam că în urma introducerii taxei de 80 de lei pe tonă pentru neîndeplinirea procentului de reciclare, a avut loc discuții între Asociația Dezvoltare Intercomunitară Bacău și operatorul Ecosud. Și sigur că Ecosud inițial, în luna decembrie, a venit niște prețuri foarte mari și ne-am întâlnit, am avut discuții cu Adisul, cu președintele Adisului, cu domnul Brașoveanu și s-au respins acele prețuri pentru că erau peste orice fel de măsură și asta însemna o creștere nu de 15 lei a taxei pe persoană fizică, ci mult mai mare. Au avut loc negocieri în cursul lunii ianuarie și pe data de 23 ianuarie Asociația Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău ne-a trimis o adresă cu prețurile negociate cu Ecosudul. În urma acestor prețuri rezultă un act adițional care se încheie între Asociație și Ecosud pentru acele prețuri. Adică ei au spus, domnule, deșeurile menajere pe fracții care vin la groapa de gunoi sunt majorate datorită acelei taxe de 80 de lei care, sigur, ei trebuie, nu încasează, ei, adică nu rămâne la ei, o ia și o transferă către fondul DN. Și proiectul ăsta aprobă începând cu data intrării în vigoare actului adițional numărul 2 la contractul vechi, modifică și aplicare de către Ecosud a următoarelor tarife. 208 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor în vederea transferului. Mă rog, și le aveți detaliate acolo. Sigur că tarifele menționate mai sus au incluse contribuția pentru economia circulară, ce spuneam eu, de 80 de lei pe tonă, aferentă anului 2020 și nu conțin TVA. La articolul 2 se aprobă actul adițional și eu m-am datat în ședința AGA ADIS, care va avea loc, cred că, imediat în prima parte a lunii februarie, să votez pentru acest act adițional, reprezentantul ADIS-ului, președintele Consiliului, domnul Brașoveanu, să poată vota și să poată semna actul cu operator. Deci, altă soluție nu este.
în condițiile în care știți, cred că ați citit în presă, avisul n-ar fi negociat acest act adițional, operatorul închidea groapa de gunoi și rămâneam iar cu gunoaiele la... în oraș, serviciul suspendat, a fost o întreagă dezbatere pe tema asta, în așa fel încât și groapa de gunoi să poată să depoziteze, să poată să transfere acele sume, pentru că Ministerul Mediului poprește conturile operatorului EcoSud dacă nu sunt virate aceste sume. Și ei au spus, dom'le, eu nu am de unde să le virez decât încasându-le la rândul nostru de la primării și primăriile de la oameni. Deci este ultimul proiect, despre asta este vorba. Dacă aveți întrebări, vă rog. Vă rog, domnul Corfas. Eu astăzi am vorbit despre gunoi, am vorbit la nivel de localitate. Acum vorbim la nivel de Nabra, deci toate aceste 80 de lei pe tonă vin de undeva de sub fond. Ca și... Vin de la Uniunea Europeană ca okay, să ajungem, pentru că nu ne-am întâlnit ca țară. Ok, și okay. La okay. Da. Cei de la Uniunea Europeană care vin cu această taxă plus, da? Vin și cu câteva, nu știu, către cei de la ADIS, către cei de la Romprest, ce fac ei ca să sprijine reciclarea? Cum pot să reciclezi într-un oraș dacă nu-ți dă voie? Deci stații proprii nu poți să-ți faci. Părerea mea, până când nu o să aibă fiecare familie trei tomberoane în care să poți să selectezi gunoiul, iar ei să facă un traseu, adică nu cred că este normal să pui mâna cu telefon, auzi, am două bidoane, nu vrei ca să mi-l iei pentru reciclare. Nu cred că asta este soluția. Soluția cred că este învățarea omului, adică în ziua din miercuri, o dată la două săptămâni, va trece mașina și va colecta hârtie. În data de joi, va trece mașina și va colecta peturi. Orice. O singură. Să vezi că se mișcă ceva în direcția asta. Deci noi suntem undeva la 6%, dacă am înțeles bine, și ei doresc 50%. Dar vin cu ceva măsuri și pentru ei, pentru ADIS, pentru Romprest, au vreo obligație. Da, eu vreau să vă spun că Uniunea Europeană, de 7-8 ani în urmă, de 10 ani în urmă, a adoptat discuții cu guvernele care erau la vremea respectivă și ne-au stabilit un calendar de implementare a măsurilor. Ne-au dat și bani și vă amintesc, de exemplu, groapa de gunoi de la Dermănești a fost închisă cu banii europeni încă din 2011-2012, dar statul, guvernul, guvernele pe care le-am avut nu au respectat acei pași, nu, vina aia noastră, nu a lor. Și ei ne-au spus în felul următor, dacă voi nu veți recicla până în data de procentul pe care ne-au spus, veți polua, de 10 ani suntem în discuție. Nu, dar să zicem a noastră. Și a noastră, a guvernului, atenție, dăm voie să termine expunerea mea. Și ei ne-au stabilit exact ce aveam de făcut. Sigur că guvernele au tot amânat din diverse motive nepopulare, cum mai erau alegeri și așa mai departe. Și de ce ne-au impus cei de la Uniunea Europeană niște măsuri foarte stricte? Pentru că noi devenim un poluator pentru ei, da? Și ați văzut că în marile orașe ale țării sunt depășite de multe ori acele limite minime sau maxime de noxe. Și din cauza acestor gropi de gunoi. Și Uniunea Europeană ne-a spus de atunci, în condițiile în care noi vă dăm bani și voi vă asumați un calendar, dacă nu îl respectați, va veni anul 2019 când veți primi sancțiuni, anul 2020. Noi toți în cor am spus atunci, domnule, dar noi suntem oameni foarte serioși și vom respecta acești pași. Sigur că am ajuns în 2020 și n-am făcut aproape nimic. Niște pași foarte finiți, foarte finiți. Și atunci un european a zis, voi ați fost de acord să suportați consecințe. Și aceste consecințe vor crește de la an la an, aceste penalizări, da? Până când va trebui cu toții să ne strângem la masă și să stabilim aceste reguli. Cu toții înțeleg, dar de exemplu aceste instituții care se ocupă de colectarea gunoiului. Ei nu au nicio obligație. Sigur că... Ei nu au obligații lor. De exemplu, dacă aș fi un prestator de servicii și eu nu vin către populație să-l ajut să fac, la un moment dat, eu nu mai sunt ok pe piață. Da. Deci nu-i ofer nicio posibilitate. Dacă se spune că sunt filmări în care cei de la Romprest încarcă trei tomberoane cu ăsta în aceeași mașină, ce pot să fac eu ca simplu cetățean? Ce pot să fac cu orice? Din păcate, ascultați-mă. Eu m-aș bucura tare mult să participați la o ședință a AGA ADIS să vedeți câte discuții se pun acolo. Au fost fel de variate. Să mergem în paralel, odată să reciclăm din bucătăria noastră,
că da, să începem cu reciclarea din bucătărie și să mai scoatem eu așa tot, felul de, tot felul de gunoi, pentru că de deșeuri, noi românii, până la momentul de față, am scos tot felul de lucruri. Am luat curtea și am pus bolovanii în contract. Da, dar nu este normal. Am scos cocenii de la voi, am scos ce vreți, ce vreți, orice am scos, numai să, să n-avem treabă. Și atunci s-a încercat pe mai multe căi. În primul rând, să facem reciclarea din o grada noastră și să nu scoatem tot felul de deșeuri. În al doilea rând, gunoiul ăsta așa cum este dus, pentru că cei de la Romprest au spus, domnule, nu este eficient pentru mine să mă prind cu mașina pentru deșeuri reciclabile și să n-am ce încărca, pentru că nu scot oamenii la poartă, așa ne-au spus acolo. Și atunci au făcut aceste stații intermediare, cum e Oneșul, și se cară gunoiul din localități, se duce acolo, se selectează pe niște benzi, e o primă selecție a plasticului și se duce la groapă doar gunoiul menajer. Se întâmplă lucrul ăsta în stațiile astea regionale, Onești, noi suntem arondați la Onești. Și acolo se țintește ca din localitate să plece 70-80% gunoiul reciclat. La momentul ăsta suntem cu toții în faza de 5-6% și în situația de a plăti. În momentul în care nu vom mai avea bani de plătit, sigur că trebuie să intrăm. Eu de ce am spus că trebuie să trecem cu toții la plata pe pupelă? Pentru că dacă unul... Scot mai puțin. Da? Scot mai puțin și... De ce să-l amestec ca cineva să-l sorteze după? Deci, am avut discuțiile astea nu odată, de 10 ori. Și cei de la Rompres ne-au făcut un calcul și ne-au spus la cantitatea de gunoi, pentru că noi trebuie să fim realiști, vina este la noi 80%. Ei au spus în felul următor, domnul primar, merg cu dumneata astăzi în localitate și o să vezi că eu mă duc cu o mașină de 16 metri cub și iau cât 2% sau 3% cât plastic am eu. Știi cât mă costa pe mine o tonă, pe noi, o tonă de deșeu, pentru că nu se umplea mașina de deșeu reciclabil. Nu știu cât, foarte mult, corect, pentru că nu și-a acoperea costurile. Nu ai cum, din prima să treci în stradă și să strângi o mașină de asta. Dar vă spun sigur că odată la două săptămâni, când nu strânge nimeni, mai mult un ton veron individual sau un veron din hârtie care este compact. Noi am venit cu propunerea. Mai repede, din două săptămâni. Noi am venit cu propunerea și o să vedeți, trebuia în luna ianuarie să ne vină 37 de baterii de containere reciclabile pe care le dispersăm pe raza orașului Dărmănești, în care omul să se ducă să pună gunoiul deșeul reciclabil. O să avem și acolo probleme, că avem container pentru plastic și o să ne pună punga cu gunoiul menajer. Și în condițiile în care noi avem acele 37 de locații pe care le-am dat, în funcție de cum se vor umple acele recipiente, i-am sunat pe cei de la Rompres, au venit și au descărcat. Așteptăm să ne vină aceste toate demersurile făcute, să le amplasăm și trebuie să venim și cu camere să punem în zona lor, pentru că în momentul în care vom pune acele containere, oamenii vor veni și vor arunca toate gunoaiele acolo, cei de la Rompres nu le vor ridica și avem o reală problemă. Adică noi trebuie să fim, să înțelegem foarte clar și nu avem ce pune la acele containere altceva. Chestii la comun, nu cred că o să meargă. Atunci când domnul scoate de la el din curte și este doar pe rețita lui, atunci o să fie conștient. Când o să fie o chestie la comun, eu este, nu... Este o chestie care ține de eficiență și s-a agreat la nivel de ADIS. Pentru că omul ăla cu mașina a spus, domnule, vin pe reciclabil, iau din 10, 15, 30 de puncte și la revedere, nu pot să mă duc pe toate, pentru că sunt niște costuri, totul ține de cost. Sunt niște costuri foarte mari. Costuri eu cu siguranță, dacă nu vom găsi soluții, vom plăti și o să vedeți că în momentul în care costurile cresc, nu avem ce face, trebuie să ne organizăm. Că nu avem cum. Ați văzut la firme. Avem toată lumea, agenții economici spun, domnule, noi nu procim cu noi. Și noi am încărcat 375 de tone numai de la agenții economici. Și niciunul nu recunoaște că procim cu noi, sau foarte puțin. La persoane fizice. Am încărcat anul trecut 1100 și ceva de tone. Nu știu, trebuie iar, dar nu știu cum. Da, deci și eu sunt convins că se vor îndrepta. Cum zic că la tonă, da, și la bubiri, vă zis că o să arunci și primași. Când ai acționat în forțe și ai dat 20 amenzi cu 20 milioane, adică nu stai să vezi că de exemplu, trecerea la tonă 2019, la nivel de Bacău, s-au produs cu 3800 de tone mai puțin decât în 2018. De ce? Pentru că omul a văzut că trebuie să plătească și n-a mai scos. Unii spun că s-a aruncat gunoiul. Nu e chiar așa. Omul a folosit în curtea lui ce a avut. N-a mai dat pământul în container, n-a mai dat bolovanul, n-a mai scos cocenii. Și, repet, noi am avut
probleme la, în 2019 la Dărmănești, pentru că la poartă scoteau cetățenii, unii dintre ei, tot felul, boasca de la vin, da? Tot felul de prostii și le-am lăsat la poartă, pentru că gunoiul de la porc, am avut și gunoiul de la porc și tot felul de chestii. Ce mai doresc? Trebuie să... Mai da. Mulțumesc, haideți să puneți la vot. Da, să puneți la vot, că nu da? Da? I-am mulțumit. Da? Da? Ok. Stați, domnul Roman. Domnul Roman, nu? Da? Nu. Să supune la vot. Hai, mai avem de prezentat un material. Noi ce? Noi dorim, mai dar ați ascultat de jumătate de oră. Cum da. Stai, vorbim despre proiectul ăsta de hotărâre? Da. Era vorba de că Uniunea Europeană ne amendează pe noi, oamenii de la Dărmănești, sau noi oamenii din țara. România. Uniunea Europeană nu se referă la persoana fizică sau juridică. Ei amendează țara, România. Țara România nu își face treaba. Da. Aia care conduc România, da. Aia nu își fac treaba. Noi nu avem infrastructură să rezolvăm această chestie. Și altă chestie ar trebui cu toate televiziunile astea care le uităm în fiecare dimineață și seara la știri, să fie un criteriu de selecționare a gunoiului, ca oamenii să învețe de la televizor. De unde să învețe? Nu se duc la școală pentru chestia asta. Și atunci să se creeze infrastructura. Pubela verde pentru plastic. Pubela roșie pentru gunoi menajer. Adică să fie niște chestii foarte simple, clare și să fie de, să te obosească la televizor cu astea, nu cu tot felul de... Înădată nu accidente la televizor și multe alte frăzii. Da. Și atunci cred eu că s-ar putea realiza. Și să amendăm Romprescu, fiindcă ei nu iau gunoiul. Ei la mestecă, dacă noi avem pubele de plastic și avem așa ceva, și dacă ei le-au pe ăla și la mestecă cu cartoane și cu gunoi din ajel, atunci ai vina lor, numai a noastră. Da, cam asta voiam. Vă mulțumim, domnule consilier. Supunem la vot punctul numărul 24. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Domnul Moise, împotrivă? Cu 16 voturi pentru și un vot împotrivă, domnul consilier Moise a votat împotrivă, proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE Consul de SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078 a fost adoptat. Punctul numărul 25, diverse. Vă rog să vă înscrieți deci, la diverse. La 5 minute. Înainte de diverse. Deci, eu am să fac o prezentare a raportului Curții de Conturi. În luna septembrie, noi am avut un audit de la Curtea de Conturi, care a vizat, printre altele, gradul de încasare a veniturilor pe care le avem noi, ce măsuri a luat OAT-ul pentru a crește gradul de încasare și perioada verificată 2015-2016 și așa mai departe. În sinteză, să vă prezint câteva lucruri. Adresa a venit pe data de 18.12.2019 și spune în felul următor. În atenția domnului primar, în temeiul prevederilor articolului 33 din legea 94, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, punctul 432 din regulament, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin hotărârea Curții de Conturi, vă transmitem alătura scrisoarea numărul 40 din 17.12.2019, ce cuprinde recomandări și constatări consemnate în raportul de audit al performanței. Auditul a fost de performanță numărul A42-1510 din 2-12-2019. Și spune mai departe, vă rugăm să dispuneți măsurile necesare pentru analizarea formalizată a constatărilor și concluziile consemnate în raportul de audit menționat, atât la nivelul conducerii OAT Oraș Dărmănești și a structurilor interne, pentru punerea în practică a recomandărilor anexate și pentru informarea periodică a Curții de Conturi și, sigur, să facem o informare a acestui raport Consiliului Local. Da? Și el are mai multe pagini, depinde câtă răbdare aveți, dacă vreți să-l citeți tot, dacă nu, am să vă fac o sinteză. Și zice, la un moment dat, că analiza care realizarea veniturilor proprii la nivelul orașelor constituie o prioritate și pentru noi a constituit o prioritate, pentru că foarte multe primării
au de încasat foarte multe creanțe și nu le încasează, nu fac niciun fel de măsuri de recuperare, exact ce spunea și domnul, cred că mai devreme, domnul consilier Moise, și rămân în imposibilitatea de a-și finanța și atât cheltuielile de funcționare, mai au bani de salarii, de utilități, cât mai ales cheltuielile de investiții. Și atunci s-a creat prin sondaj, s-a făcut acest control. Și zice, recomandări, conducerea UAT Oraș Dărmănești va analiza în mod formalizat aspectele prezentate în raportul de audit și va dispune măsurile necesare pentru asigurarea cadrului organizatoric adecvat desfășurării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale. Vreau să vă spun că în analiză, dacă veți avea răbdare să parcurgeți acest material, veți vedea că la nivelul anului, de exemplu, 2015, au fost emise, nu mai știu, 50 de somații, ceva de genul ăsta, și în 2018, 8.000 de somații. Deci, pe grafice veți găsi aici toate datele. Adică, la nivelul anului 2016, când am preluat conducerea primăriei, nu exista un birou sau un compartiment de executare silită, n-avea cine să facă, nu, deși erau angajați suficienți, nu era organizat un birou de executări silite și sigur că nu se urmărea încasarea acestor venituri și erau 10-15 somații pe opriri. Vreau să vă spun că tot în perioada înainte de 2016 au fost mulți agenți economici care au intrat în diverse faze, insolvență, parament, și noi am avut de recuperat sume consistente de la ei și pentru că n-am făcut formele de executare la momentul respectiv, primăria a pierdut acele sume. Nu ne-am înscris la masa credală. Da? Nu ne-am înscris la masa credală, că erau niște proceduri și sigur că acele sume s-au pierdut și vreau să vorbesc de, nu știu, Rafineria Dărmănești, Romulion, firmele astea mari care știți că s-au închis. Sute de miliarde s-au pierdut pentru că primăria nu și-a făcut treaba la momentul respectiv. Puteam să avem parte de anumite sume, ceva recuperam. Sigur că asigurarea cadrului organizatoric adecvat prin actualizarea fișelor de post ale personalului implicat în administrarea impozitelor. Vreau să vă spun, când am preluat primăria, în fișa de post a celor care lucrau la taxe și impozite, nu aveau obligația să facă treaba asta. Nu era. Domnule, dacă te duceai să iei pe unul de gât, el, în fișa de post, nu avea sarcini de genul ăsta de a putea recupera aceste sume. Și sigur că ele s-au îmbunătățit. După aia vine și spune aplicarea și respectarea tuturor prevederilor legale și a procedurilor în procesul de colectare a creanțelor fiscale, reprezentând impozite și taxe. Adică vine și spune că aplicarea și respectarea tuturor prevederilor legale, lucru care nu s-a făcut. De exemplu, când am venit în 2016, am găsit peste 5.000 de procese verbale de amendă care nu erau operate în sistemul electronic pe care îl are primăria. De ce? Nu știu. Nu erau impuși. Adică venea amenda pe un cetățean și de la registratură, de la intrare acolo, de la primărie, dădea un număr ca intrat, dar nu mai era operat la impozite și taxe și omul ăla n-avea de plată. Cele 5.000 de dosare de procese verbale totalizau peste 60 de miliarde. Și el vine acum și spune aplicarea și respectarea tuturor procedurilor legale. În lege spune foarte clar că este obligat funcționarul să facă treaba asta. Și spune eliberarea unor proceduri operaționale, instrucțiuni de lucru, aferente comunicării actelor administrative fiscale în cazul contribuabililor persoane fizice cu respectarea capitolului 4, titlul 3 din legea numărul 207/2015. Adică acolo spune foarte clar ce obligație are angajatul, funcționarul de la birou. Și sigur că ele nu au fost toate respectate. Actualizarea procedurilor operaționale, sunt niște instrucțiuni de lucru, noi în 2018 le-am făcut, în 2019 au fost reactualizate, acum, la momentul ăsta, se lucrează pe reactualizarea după noua legislație cod administrativ. Și îi spun aici, uitați, aferente stingerii creanțelor fiscale prin executare silită, somație, poprire, sechestru de bunuri și așa mai departe. Lucru care, sigur că, nu s-a făcut. Și aici avem foarte multe, foarte, foarte multe puncte pe care le-au atins. Un alt punct spune stabilirea și colectarea impozitelor și taxelor locale. Deci noi avem obligația Consiliului Local să stabilim și să corelăm impozitele și taxele cu legislația națională. Că vorbeam mai devreme, haide să scutim pe nu știu care firmă să nu plătească deloc, e ilegal. Putem să scădem taxa la un anumit tip de, nu știu, de agent economic, dacă constatăm ceva, dar nu putem să scutim.
și spune la examinarea stării de fapt fiscale pentru stabilirea bazei de impunere în cazul impozitelor pe clădiri, atenție, organul fiscal competent va avea în vedere toate documentele justificative. Ce probleme avem noi? Vine omul și spune că are casa lui 50 de metri pătrați, dar în realitate are 70 de metri sau 100 de metri, da? Și nu vine cu documente justificative. Dom'le, vină cu schiță, cu ce ai acolo, ca eu să te impun corect. Și s-au găsit situații în care este subdimensionat impozitul sau taxa respectivă. Omul a declarat mai puțin. Dar avem și situații în care, de exemplu, pe hotărârile de Consiliu, noi avem zona A, B și C pentru intravilan, pentru clădiri. Și sigur că noi aveam la Dărmănești impusă zona D, care nu există. Deci în hotărârile de Consiliu avem zona A, B și C și sigur că noi avem, așa cum am spus, zona D pe clădiri. Și anumite persoane, nu știu cum Dumnezeu, erau selectate din Sălătrug, din Plopu, din chiar și prin zona centrală, din Lapoș, am avut câțiva care erau în zona D, iar zona D nu există. Deci sigur că zona D era valorii mai mic decât trebuia. Și era pe zona de extravilat. Vor noi nu avem case în extravilat, da? Analiza cazurilor de contribuare persoane fizice la care există un risc mare de încadrare eronată a clădirilor, atenție, impozabile ca fiind rezidențiale atunci când aceștia figurează rezidențele fiscale ANAP ca plătitori de impozit din cedarea folosinței bunurilor. Și aici am avut, era rezidențial, nu era rezidențial, adică are omul în casă un magazin, el a declarat tot imobilul ca locuință a lui. Dar el, de fapt, are și un business acolo care este nerezidențial și legea vine și spune că bucata aia de casă care a dat-o pentru afacere are alt impozit mai mare. O altă măsură este situația bugetară a entității, verificarea corecției înregistrării fiscale, corectei înregistrări fiscale a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât la sediul principal, cât și al sediului secundar. Ce se întâmplă? Avem pe raza localității puncte de lucru a unor firme care au sedii în altă parte și ăștia n-au declarat punctul de lucru și el nu plătește impozit la noi sau, mă rog. Creșterea gradului de colectare a venitului ca urmare a implementării unor măsuri de îmbunătățire a activității de administrare a impozitelor și taxelor locale de asistența contribuabililor. Ce am făcut noi aici? Am schimbat programul pe care noi îl aveam, care gestiona taxele și impozitele, care era un program depășit, învechit și care nu mai era corelat cu noua legislație. Și anul trecut am avut licitații, am luat un alt program de la o firmă care e mai performant și care vine și îmi spune toate modificările. De exemplu, dacă avem, știți că am avut niște proiecte de cadastrare gratuită a localității. Am constatat că mai mult de 30% din terenurile, imobilele teren, nu erau declarate la impozite. Omul spunea că are 3 prăjini în punctul X și când a fost măsurat avea 15 prăjini sau avea 10. Sau... Deci mai mult de 30% din masa impozabilă nu era impusă. Și aici ne-au stabilit niște măsuri. Și un ultim punct, probleme identificate și reforme necesare. Elaborarea și promovarea unor politici, strategii fiscal-bugetare orientate spre sustenabilitate financiară, creșterea ponderii veniturilor proprii în total venituri. Asta este foarte important, care să favorizeze funcționarea și dezvoltarea resurselor proprii. Acest punct este foarte important pentru că noi trebuie să fim sustenabili pe perioade lungi de timp. Ați văzut că noi am spus că bugetăm proiecte de investiții majore pe 3-4 ani. Adică eu vin și spun anul ăsta pun 800.000 de lei pentru extinderea rețelei de gaze la Sălătrug, dar spun și la anul și peste 2 ani pun banii aia. Am eu garanția că voi încasa veniturile și la anul? Și peste 2 ani și peste 3 ani sunt sustenabil. Pentru că dacă nu sunt sustenabil și eu vin și spun că la anul voi investi încă 800.000 în extinderea rețelei de gaze la Sălătrug și nu încasez banii, la anul nu-i pot pune acolo și mare proiect. Și a doua chestie, sunt primării în țară, nu este cazul nostru, din total venituri, 20-30% reprezintă taxele și impozitele ce strâng ei și restul 70% așteaptă să-i primească banii de la guvern, de la Consiliul Județean. Ei vin și ne spun acum creșterea ponderii veniturilor proprii din total venituri. Adică noi trebuie să avem undeva 70% din bugetul total, din veniturile proprii și să primim doar pe asistență socială ce mai primim noi, cote defalcate din alte surse. Adică eu să fiu sustenabil, să știu că 70% încasez de la taxele pe care le am eu acolo. Și filozofia și bine și spune aici trebuie să avem politici și strategii fiscal-bugetare. Ce înseamnă asta? Că nu ne interesează să creștem taxele, pentru că alții au venit și au crescut taxele foarte mult
și n-au, au plătit aia bun platnici. N-au încasat de la toți. Pe noi ne interesează ca taxele să rămână mici și să plătească toți, adică să crește masa impozabilă. Dacă grădina va are 10 prăjini, plătești pentru 10, nu plătești pentru 3 sau pentru 2 prăjini. Și atunci, crescând masa impozabilă, fiecare își plătește la o taxă mai mică cantitatea sau suprafața pe care o are. Și cei care sunt cu casele, la fel, avem o casă de 80 de metri, 100 de metri, sigur că în momentul în care el vrea să facă o vânzare sau vrea să-și facă cadastru, trebuie să vină să declare exact ce are. Și atunci se iau banii pe ultimii 5 ani din urmă, că altfel nu-i poți elibera documentul. Deci fiecare trebuie să intre în legalitate cu ce are masă impozabilă, ce are acolo și în felul ăsta există o politică de încasare a sumelor normală și de aia și la taxa pe gunoi. Ați văzut, n-am crescut taxa nici la persoane fizice, nici la persoane juridice, dar noi, ca să ne putem plăti gunoiul pe care îl producem, trebuie să plătim toți. Că sunt încă unii șmecheri care n-au venit să facă declarații sau scoate gunoiul la poartă și se ascunde când vine mașina. Nu e ok, pentru că unii plătesc și alții încearcă să politica noastră de a scăpa. Deci este o parte din raport. Astea sunt principalele 5 măsuri pe care ei ne-au spus ce avem de făcut. Raportul este detaliat. Puteți să verificați fără niciun fel, oricând la sediul primăriei. Și haideți să vă dau un exemplu. Deci în științări, în perioada 2014-2018, că sunt grafici aici, în științări de plată în 2014, zero. Bă, nu, e foarte important. Zero. Înștiințări de plată în 2017, 10.000. Deci asta înseamnă că s-a muncit. Deci în 2014 înștiințări de plată, zero. În 2017 au fost 15.000. Aproape 15.000. De ce? Omul este obligat să primească acasă o înștiințare de plată. Dom'le, ai de plată 10 lei. Din ce ai format 10 lei? Din atâta, pe casă, pe teren. Înainte nu erau trimise aceste înștiințări. Mulți dintre ei au crezut că n-au de plată. Dacă nu s-au veneau, ei mai întrebau. Gradul de încasare da. Tot 50%. Nu este gradul de încasare 50%. O să citiți, nu știu exact unde este situația încasărilor. Haideți să vă spun. Evoluția... Nu. Trebuie să fim corect. Uitați aici ce spune. Evoluția încasărilor din executarea silită în perioada 2014-2018. În 2014, zero din executări silite. Ascultați-mă, da? Iar în 2018, da, dacă ne uităm aici, peste 5 miliarde, deci suntem peste, da? Deci aici sunt între 5 și 6, nu știu, nu văd de bine, 5 miliarde sau 50 de lei, ce este asta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 milioane de lei, 5 milioane de lei, 50 de miliarde, da? Deci în 2014, evoluția încasărilor din executare silită, zero, da? În 2015 s-a încasat ceva și în 2018 avem între 50 de miliarde și așa, cred că vreo 53 de miliarde, 55 de miliarde sunt. Deci asta este munca pe care colegii au, uitați că am și, și am pe fiecare, valoarea încasată prin executare silită, valoarea creanțelor, toate, da, deci toate astea sunt, da, evoluția creanțelor și, da, deci vreau să vă spun că s-a muncit și avem. Și comparativ, pentru că s-a făcut, și am întrebat și noi, domnule, spuneți-ne, a fost... misiunea asta de audit, să vedem cum stăm comparativ cu alte localități. Vreau să vă spun că stăm foarte bine la măsurile astea de executare. Avem o problemă că localitatea este foarte săracă și nu sunt locuri de muncă și există întârzieri la plată sau neplată datorită lipsei de resurse financiare. Sunt oameni care vin și spun, da, domnule, aș vrea să plătesc, n-am din ce, că nu am servici, nu am nimic. Dacă am fi îmbunătățit și măsura asta a curții este foarte bună pentru că încercând să creștem, de exemplu, veniturile prin, nu știu, locuri de muncă, dezvoltarea turismului și așa mai departe, cu siguranță omul, dacă are din ce să plătească, va îmbunătăți și acest indicator. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule primar. Da, mulțumesc! La diverse se înscrie cineva? Eu personal sunt... Eu am multe de spus. Am avut 5 ore. Mulțumesc! Aveți o problemă de ședințe închise. Vă mulțumesc!